Ce se întâmplă cu atacul ăsta dur și aparent concertat la adresa dumneavoastră? Nu au curajul să o facă direct, deci îl fac în mod anonim. Scandalul ăsta cu, cu diploma. Unii cetățeni v-au cerut demisia. Spuneați că aveți aveți un salariu foarte mare. Da, dar vă spun cât primeam când aveam de, deja 5 ani ca avocat. 300 de mii dolari pe an. Deci pentru viața mea de Moldova nu mi-ar ajunge salariul de procuror șef al Procuratorului Anticorupției. Mama noastră este finanțator sau a donat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Nu cred că funcția Procuratorului Anticorupție, de deci șefa Procuratorului Anticorupție, poate fi cumpărată. Dacă instanța îl va condamna pe Vladimir Plahotniuc și el în continuare nu va reveni în Republica Moldova, îi luăm banii. Deci, noi am îngățat banii lui peste hotare. Vorbim despre o proprietate în Spania care are valoarea de 55 de milioane de euro și o vilă în Elveția de 26 de milioane de euro aproximativ. În ce măsură Maya Sandu vine cu anumite sugestii și recomandări să dați prioritate anumitor dosare? Eu nu primesc indicații, comandă de la, de la cineva. Veronica Dragalin este invitata interviului fără protocol de astăzi Procuror șef al Procuraturii Anticorupție Am planificat interviul exact când trebuie Atât de multe lucruri se întâmplă în ultima perioadă Și cu asta vreau să începem Ce se întâmplă cu atacul ăsta dur și aparent concertat la adresa dumneavoastră? Da, o simt eu foarte mult a, Din punctul meu de vedere eu cred că Mă așteptam că o să fie atacată la un moment dat. Sunt surprinsă că se întâmplă așa de repede, să vă spun drept, deci niciun an în funcție nu mai, încă n-am împlinit. Dar eu cred că aș fi mai îngrijorată dacă nu eram criticată deloc. Deci, din punctul meu de vedere, dacă sunt atacată, criticată, înseamnă că am deranjat foarte mulți oameni și eu sper că, deci asta înseamnă că am... În gestionarea Procuraturii Anticorupției am reușit să avem careva rezultate, succese, anchete importante care ating corupția mare din Republica Moldova. Cine face asta? Cine este în spatele acestor atacuri, cum credeți? Eu nu sunt sigură. Eu cred că sunt mai multe persoane, interese, din de mai multe direcții. Nu, nu, nu e foarte clar, pentru că foarte mulți oameni nu au curajul să o facă direct, deci îl fac în mod anonim pe canale Telegram, de pe Facebook, dar nu cu numele adevărat. Deci e greu să-ți dai seama cine sunt aceste persoane, dar sunt multe la moment care cumva deci, mă simt atacată din mai multe direcții. Noi să vorbim punctual despre toate aceste atacuri, dar întrebarea e cine ar fi mai cointeresat, cei care sunt vizați în anchetele procuraturii anticorupție sau cei din interior care înțeleg că nu mai pot lua mită, nu mai pot face anumite scheme pe care le făceau până acum. Eu cred și și. Deci eu cred că persoanele care sunt vizate în dosarele de rezonanță mai ales a Procuraturii Anticorupție a, sunt a, foarte interesați ca eu, ca persoană a, în fruntea acestei instituții, să fiu denigrată, discreditată a, și persoanele din interiorul sistemului de justiție care până acum au fost prinși cu careva scheme de corupție care le-au deci câștigat foarte, foarte mulți bani. Dacă înțeleg aceste scheme nu vor mai fi uh, posibile în sistemul de justiție, deci ei au în tot interesul să nu reușim. Deci, să rămână lucrurile fix așa cum a fost până acum, să nu avem o schimbare reală, adevărată în fortificarea procuraturii, în a, lupta cu corupția. Deci sunt interese mai multe, a, care, din păcate, deci sunt a, forțe destul de puternice, care au rădăcini foarte adânci deci în sistemele noastre. A, eu, din prima mea conferință, am vorbit despre faptul că corupția din sistemul de justiție e unul, deci pentru mine, cea mai periculos, pentru că dacă nu avem un sistem de justiție sănătos, nu o să putem combate corupția în toate alte domenii. Deci asta eu cred că stă în spate. Dar noi ca cetățeni putem avea siguranța că acum la Procuratura Anticorupție nu se mai ia mită? Că au rămas doar cei care sunt corecți? Nu, vă pot spune că nu au rămas doar cei care sunt corecți. Deci eu cred că, ca exemplu, avem înregistrarea care a fost făcută la 7 iunie. Deci eu știu sigur că această înregistrare s-a făcut fără acordul meu, deci în mod ilegal, de un angajat în Procuratura de Nu știu. Pentru că erau doar angajații Procuratura de exact. Corupție acolo. Da, deci cineva din colectivul pe care îl conduc eu. Și a făcut-o conștient ca să o publice ulterior și să atace persoana noastră. Exact, da. Um, ați reușit să înțelegeți care sunt oamenii care vă doresc rău din interior? Aveți suspiciuni? Am suspiciuni, da, deci eu am a, careva suspiciuni. A, nu sunt sigură pentru că până la urmă a, nu am informație concretă. Dacă aș avea informații concrete, eu cred că aș, am avea dosare penale în și tot restul. Dar, a, totodată, am informație care a, de mai mult timp am mai multă, mai multă informație și am suspiciunile mele. Deci eu cred că am o idee destul de bună despre în cine pot să am încredere. Și în cine nu, dar, deci, nu știu, nu pot pune mâna în foc pe, pentru orice altă persoană. Eu, înainte de a veni aici, deci, în 1 august, nu cunoșteam nici o singur procuror din Republica Moldova. Da, despre asta încă o să discutăm. Cum ați acceptat și, în general, de ce ați depus dosarul, pentru că e destul de curajos. Și veniți dintr-un sistem funcțional. Care e exemplu pentru multe alte state, și aici vorbim despre Statele Unite ale Americii, dar revenind la ceea ce se întâmplă în prezent, aceste atacuri, care sunt pe rețelele de socializare, care bănuiesc că se întâmplă ceva, ceva și în culise și noi nu, nu cunoaștem, au mers mai departe? Ați avut amenințări directe de la cineva? Am avut situații, deci vă dau un exemplu, da? Deci asta s-a întâmplat cu mult mai multe luni în urmă, dar n-a ieșit public, dar în luna octombrie m-am simțit suficient de amenințată că am sunat la 112. și deci, eram la mine în birou, la serviciu. Era după ora 5, când nu erau foarte multe persoane pe loc, după, după ora 6. În acea zi eu uh, ieșisem și am făcut o conferință, deci o conferință de pe, un briefing de presă la, la televizor la noi despre careva uh, rețineri, percheziții în dosarul finanțarea Partidului Politic Șor. Uh, și în acea seară, cât eu eram singură în birou, fără în altcineva aproape, s-au apropiat, deci au intrat la mine în anticamere și apoi la mine în birou, doi bărbați. Și uh, erau destul de agresivi, s-au prezentat ca un avocat și un, o persoană cu statut de ceva din din uh, un careva dosar. Eu nu îi cunoșteam, nu știu ce unii erau. I-am rugat să iasă de la mine din uh, birou. Ei au refuzat, să ridicau vocea. Deci eu m-am apropiat să încerc să închid ușa. Uh, ușa a fost... Uh, mi -a, Deci a pus piciorul în, în ușă și a împis ușa uh, cu forța ca să nu-mi permite mie să pot închide ușa din biroul meu. Eu am fost foarte șocată de așa comportament, din partea unui. Deci, după asta am aflat cine era, deci un avocat și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Deci, eu, după, după asta am aflat. În ce fracțiune? Aici nu o să comentez, dar, deci, eu am fost destul de speriată în acel moment. Am, am reușit să închid ușa, SONCUI, și am sunat la poliție, pentru că mă simt... deci, întâi am sunat la paza din clădire, după asta am sunat și la poliție, a venit poliția, am dat declarații uh, despre ce s-a întâmplat, am depus o plângere, uh, deci este și un dosar penal nou uh, pornit pe această temă. Deci asta s-a întâmplat în a treia mea lună. Și eu vreau, pur și simplu, să vă închipuiți, deci dacă avocați, uh, persoane vizate în dosare, își permit să poarte așa cu șefa procuraturii în corupție, cum se poartă cu alți procuror simpli în țara noastră. A, pentru mine asta a fost destul de șocant a, despre respectul, demnitatea pe care nu o am eu ca șef acestei instituții. În ochii lor? În ochii lor. De asta e îngrozitor. De acord. Despre asta n-ați vorbit nicăieri. Nu. A, deci, prima dată vă spun în mod public, deci am mai vorbit despre asta cu persoane, dar. Întrebarea la... de ce n-ați făcut public acest caz? Pentru că mi se pare revoltător. Eu sper să ajungă în judecată acest caz, ca să putem spune aceste lucruri uh, mai departe și public, uh, dar deocamdată eu am statut de victimă în acest dosar, deci e în gestiune la, la un procuror care o să decide mai departe cum să uh, acționeze. Deci, eu, uh, ca victimă, aș vrea ca acest dosar să ajungă în judecată, să avem ședințe publice ca să pot uh, explica, deci să putem ajunge la, un, la o concluzie despre. Eu cred că mi-au fost, mi fost încălcate drepturile mele de a avea siguranță în spațiul în care eu lucrez. Au mai fost și alte situații de acest fel în care nu v-ați simțit în siguranță? Acesta cred că a fost cel mai... deci unica dată când am chiar sunat la poliție. În rest, pot să spun că în spațiu public când eu deci merg prin Chișinău, simt că oamenii mă cunosc, am avut interacțiuni doar pozitive. Deci sunt oameni care vin și îmi spun că mulțumesc că am acceptat această funcție. Deci îmi spun că sper că sper că să avem noi cu toții a, succes. Deci în general am interacțiuni pozitive cu, cu cetățenii din, a, din oraș, dar clar că a, eu mă gândesc. Deci când văd ce se întâmplă în spațiu a, deci pe internet, deci, Telegram, a, Facebook și altele, a, mă pune în gardă un pic. Una dintre cele mai mari personalități ale culturii universale, Goethe, a zis cândva, mulți oameni nu au grijă de banii lor decât atunci când ajung să îi termine. Alții fac la fel cu timpul lor. De asta eu vă îndemn să aveți grijă de bani și de timpul vostru cu ajutorul aplicației TransferGo care este o variantă simplă și comodă de transferuri internaționale de bani. Totul se poate face de pe telefon. Nu este nevoie de mers la bancă, iar transferul are loc rapid. Banii ajung în 30 de minute sau chiar instant, dacă alegi opțiunea, acum. Costurile sunt mici și fără taxe suplimentare ascunse. Aplicația afișează exact câți bani ajung la destinatar iar primele două transferuri sunt gratuite. Plus, este o variantă sigură, deoarece toate tranzacțiile sunt protejate. Transfer Go fiind reglementată drept o instituție autorizată de plăți de către Financial Contact Authority din Regatul Unit. Transferurile de bani se pot realiza prin aplicație, dar și pe site-ul transfergo.ro sau prin intermediul iBanului, direct de pe cardul destinatarului, ori folosind un link de plată. Transfer Go numără peste 6 milioane de clienți din întreaga lume și facilitează transferurile de bani în 40 de monede diferite și are acoperire în 161 de țări. La Transfer Go găsești și programul Refer a Friend cu care ai un venit suplimentar dacă îți convingi prietenii să folosească și ei aplicația. fă cont pe transfer.go.ro sau în aplicație. Codul tău RAF îl găsești pe pagina acasă în secțiunea Invită și Câștigă. Primite acest cod prietenilor. De fiecare dată când un prieten folosește codul tău RAF, la primul său transfer, tu primești 22 de euro. Adică dacă 10 prieteni vor face primul transfer folosind codul, atunci tu vei avea un venit sigur de 220 de euro. Pe linkul din descriere găsești mai multe detalii. Fă click și transferă bani în siguranță, rapid și comod, fără să-ți rosești timpul în zadar. Ați regretat vreodată de când ați preluat această funcție că ați acceptat să veniți să deveniți procuror șef al Procuraturii Anticorupție? Nici o singură dată n-am regretat. Pe bune? Da. Chiar dacă se întâmplă toate nebuniile astea, că altfel nu știu cum se le numește. Da, pentru că pentru mine deci, această experiență e una unică, eu cred că deci, sunt, sunt, persoane care o să trăiască o viață întreagă și nu o să aibă așa experiență care am avut-o eu în acest an. Eu cred că sunt, deci, nu o să aibă în cariera lor așa experiență, deci poate lucra la cazurile la care lucrez, poate uh, avea relațiile cu omologii noștri din alte țări, să am experiența să mă cunosc, să înțeleg cam cum funcționează un alt sistem. Deci, da, să înțeleg Parlamentul, ministerele uh, deci toate chestiile, să discutăm cum să schimbăm legea să fie mai, mai bună într-o țară. Deci, experiența pe care am avut-o eu în acest an, pentru mine, deci, eu, deci eu cred că. Uh, deci, n-aș schimba nimic, pentru că o valorez foarte, foarte mult. Nu știu cum o să termine această poveste pentru mine, viața mea, dar eu cred că am învățat foarte, foarte mult în această experiență. Eu cred că am și mai mult de învățat mai, mai departe. Deci mai chiar... sunt patru ani de mandat. Da, mai am încă patru. Știați că sistemul ăsta al procuraturii, în special anticorupție, este atât de putred din interior? Presupuneam că da, are probleme grave, pentru că eu cred că noi cu toți în societate cumva înțelegem că statul capturat în Moldova a, nu ar fi putut fi capturat dacă nu era și procuratura și sistemul de justiție implicat. Da? Deci eu asta înțelegeam și cunoșteam. A, dar eu cred că un lucru la care, deci chiar a, a, nu mă așteptam, deci eu cumva acceptam că, uite, eu cred că sunt procurori care poate în trecut lua o mită, pentru că așa era pe timpuri, dar mă gândeam că asta e ceva în trecut și acum toți înțeleg că e alt sistem, cumva vrem deci, să fim altfel mulți au plecat, da, din cei de pe timpuri au plecat, eu așa ne închipuiam și deci noi care suntem aici în sistem nu o să fie ușor, pentru că totul e foarte greu dar credeam că aceste probleme de corupție uh, sunt probleme din trecut dar corupția au rămas. Dar Eu acum cred că, deci, corupția în sistem mai există. Poate nu la așa nivel cum exista odată, dar faptul că încă există la nivelul la care există, a, asta, deci, eu nu mă așteptam că există chiar până în ziua de azi. Deci sunt procurori, judecători, ofițeri care în ziua de azi încă iau mită și eu asta știu pentru că noi avem, eu văd măsuri speciale, deci video, eu văd cum stau și numărul bani. Deci eu, eu, cu ochii mei am văzut aceste lucruri, da? Deci se există în ziua de azi. Și ce faceți în situații din astea? Documentăm, trimitem în judecată, sperăm să fie condamnat și trimis la închisoare. Nu prea există precedente. Avem dosare care, în care am documentat și au fost trimise în judecată. Procesul de judecată durează, deci, nu sunt foarte uh, multe la moment care avem unde putem spune că avem și rezultatul, dar uh, de trimis în judecată am, am reușit să documentăm, deci trimitem în judecată. Vreau să trecem la parcursul. Cum ați ajuns aici și plecarea împreună cu familia din Republica Moldova? Dar mai am două aspecte aici scurte. În mai multe interviuri ați declarat că, în cadrul Procuraturii Anticorupției, sunt oameni care lucrează în detrimentul sau în interesul, nu în interesul statului, ci în interesul altor persoane. Cine sunt acele persoane care cumva își permit să le dea bani periodic, să îi susțină financiar și ei să le livreze informații? Eu cred că aici e vorba despre. Uh, grupările criminale care au existat uh, și există în continuare, chiar dacă unii, uh, deci hai să le spunem, conducători acestor grupuri se află poate psihotare, asta nu înseamnă că nu au influență aici, în Republica Moldova, inclusiv prin Procuratura Anticorupție. Printre ei se numără Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Veaceslav Platon? Da. Deci ei în continuare influențează Procurori din cadrul procuratoriei anticorupție? Deci eu nu pot. Deci eu n am o probă exactă că uite, persoana cu tare influențează procurorul cu tare. Dar când ne uităm la acțiunile care au loc, lucrurile care au loc, și te gândești cine sunt beneficiarii acestor aceste lucruri care se întâmplă, pentru mine e destul de clar că beneficiarii, deci care uh, profită de la scurgele care au loc, de la denigrarea atacurile în privința mea, sunt persoanele care acum riscă să fie condamnat și pedepsit la cel mai înalt nivel, să fie luate toate averile lor de miliarde de lei. Deci dacă vor fi aduși înapoi în țară, trimiși la închisoare 15 ani sau mai mult de, de, de închisoare. Deci pentru mine e destul de evident că persoanele care au cel mai mult de câștigat în tot acesta, deci sunt persoanele care au participat în schemele cele mai grave de corupție în Republica Moldova. Și acum întrebarea evidentă, de unul singur, sau dacă se schimbă conducerea Procuraturii anticorupție și în cazul noastră venirea aici, poți schimba ceva în sistemul ăsta? Eu cred că da. Eu cred. Chiar că dacă da. sunt aceiași oameni care au fost și anterior, anterior și au luat mită sau au închis ochii sau au lăsat capul în pământ atunci când cineva făcea ceva ilegal? Nu toți au, a, deci trebuie să diferențăm până la urmă, deci fiecare persoană e o persoană, individ, deci un individ care a luat careva decizii, are un caracter anumit, are o experiență anumită, deci nu putem generaliza, eu cred că toți procurorii, toți, toți judecătorii, toți ofițerii. A, eu, a, ceea ce, deci am vorbit atunci despre careva lucruri care m-au surprins din punct de vedere negativ, dar vă pot spune din punct de vedere optimist și pozitiv. Eu, înainte de a ajunge în Moldova și înainte de a vorbi cu careva procurori, nu știam cât de pregătiți sunt procurorii din Moldova, deci nu știam dacă faptul că noi nu avem succese pe dosare mai ales complicate, de ce? Da? E posibil că sunt procurori corupți sau nu sunt suficient de pregătiți profesioniști să poată instrumenta dosare foarte complicate, mai ales spălare de bani cu elemente interna internaționale. Aici vă pot spune că eu am fost foarte, foarte impresionată de nivelul uh, de pregătire a procurorilor din Republica Moldova. Și când ne uităm comparativ deci cum ei investigat un caz complex de corupție, cum ar fi frauda bancară la Unromato și multe altele, modul în care au fost deci investigate aceste dosare, uh, comisile rogatorii trimise, deci analizele care se fac, toate acțiunile, sunt foarte, foarte sofisticate și făcute bine și calitativ. Dar deci, Nu avem cu... finalitate acolo. Deci, cineva nu a dorit. Să existe finalitate pe aceste dosare Ba da, avem decizia definitivă În privința lui Ilan Șor Deci asta e frauda bancară Închisoarea 15 ani uh, Confiscarea Mai mult de 5 miliarde de lei Asta e un rezultat uh, Din punctul meu de vedere foarte bun deci... Dintr-un miliard de dolari oricum e mai bine decât nimic da? și plus mai recent există și dosarul ăsta a ajuns în judecată cu unde este vizat Vlad Plahotniuc cu 40 e... de milioane de dolari. Exact. Bine, deci a... urmează să da, judecată. săptămâna asta a fost trimisă în judecată. Cred că pentru Republica Moldova tot și un moment destul de important, deci e primul dosar în privința lui Vladimir Plahotniuc trimis în judecată. Deci asta înseamnă că au fost completate toate acțiunile de urmărire penală, acumulate toate probele pentru acest episod. Deci un episod din, din mai multe care sunt investigate. Și ca să punctăm aici, toate situațiile astea care se întâmplă în ultima perioadă cu dumneavoastră v-au făcut să vă luați pază de stat. Nu ați avut-o din start? Din start nu, nu am avut, da, deci mai recent în luna iunie. Și acum vă simțiți în siguranță? Mă simt cu mult mai, mai sigură, da. Deci înainte, deci eu uh, trez singură la Chișinău, uh, nu am uh, mașină personală și, de exemplu, când mă duceam în vizită la bunica sau la rudile mele la botanica, mergeam cu taxiul. În ultimul timp, cumva am început să mă simt că cred că nu-i... Uh, nu mă simțeam așa de sigură să intru în mașină necunoscută unde persoanele mă, mă recunosc. La început eu intram în mașină și nu era, deci nu neapărat mă cunoșteau. Acum e foarte clar că mă cunosc toți. N-am avut un incident specific în taxi, dar pur și simplu, deci eu singură nu mă simt așa de sigură, să, de exemplu, să intru în mașină cu necunoscută, cu o persoană pe care nu o cunosc. Asta a fost una din, deci, din în care am, am considerat necesar să a solicit baza de stat. Deci eu trăiam în Los Angeles, unde a, a, deci arme a, ilegale, droguri, alte lucruri erau. Deci eu mă simțeam cu, de mă simt mai, mai sigură la like, Chișinău you know, decât mă simțeam în Los Angeles a, și cred că e bine că noi nu avem exemple unde cineva a fost împușcat pe stradă, deci a, asta nu sunt lucruri care se întâmplă foarte des, dar totodată în funcția în care care o dețin la moment, când ne uităm la ce se întâmplă iarăși pe, în mod anonim, fără curaj din punctul meu de vedere, totuși, deci pentru mine, deci eu sunt, cum am spus, singură, trăiesc singură, deci, nu sunt o persoană așa de mare și puternică, până la urmă. Am avut un exemplu unde eu fizic am intrat într-o situație cu un bărbat cu mult mai mare decât mine. Deci, am considerat necesar, la moment, să am pază de stat. Nu știu dacă. Deci, o să fie necesar pe întregul mandat, dar, la moment, în situația în care mă aflu, la moment, am considerat necesar. Să trecem la. Cum ați ajuns în Statele Unite? Ați mers împreună cu familia? acolo, aveți 11 ani, dacă am citit eu corect. Da, când ne-am ne mutat în Statele Unite aveam 11 ani, dar am plecat din Republica Moldova la 8 ani, pentru că înainte de Statele Unite, deci a, părinții și so am o soră mai mică, cu 5 ani mai mică decât mine, deci noi patru, a, întâi am trăit în a, Milano, în Italia un an, pe urmă în a, Germania, doi ani și deci la, când aveam eu 11 ani ne-am mutat în Statele Unite. Să vorbim despre parcursul ăsta. Cum era viața voastră aici în Republica Moldova până la plecare? De ce părinții au decis să plece inițial în Italia, după aia în Germania și după aia peste ocean? Ca să punem deci, în context, asta deci e vorba despre anul 92 sau 93. Eu cred că noi cu toți ținem minte că viața în Moldova era destul de dificilă atunci. Uh, și uh, tatăl meu a avut o oportunitate, deci, prin, o, nu știu, un program uh, la o, o universitate în, uh, în Italia. Uh, el era, deci, era, este și acum matematician, lucra aici la academie. Uh, și a obținut o bursă, care va pentru Italia, și după asta pentru Germania. Uh, și apoi au aplicat ambii la, deci, loteri, la Loteria green, uh, green Card pentru Statele Unite și a câștigat uh, mama Green Card. E bune? Da, da. Ah, eu credeam că, că au mers tot ca și. Nu, deci au, au câștigat. Și eu țin, eu țin minte momentul când familia noastră, deci noi am aflat că au câștigat, și deci noi cumva ne întrebam să facem o deci, Părinții mei se întrebau, eu eram copil, dar țin minte discuția că uite să mergem peste ocean, asta e așa departe, e un lucru să fii în Italia, în Germania, veneam înapoi în Moldova cu autobusul sau cu trenul, dar peste ocean e complet altceva. Dar părinții mei au avut curajul, deci mama mea avea fix vârsta care o am eu acum, 37 de ani, când a decis să meargă în, în, Statele, în Statele Unite cu valizile și cu doi copii mici, se înceapă, deci nu cunoșteau pe nimeni acolo, nu aveau uh, de lucru, deci trebuia să ajung acolo să vadă dacă se descurcă. Deci pentru mine pasul acesta care l-au luat părinții mei a fost unul cu mult mai curajos decât cel care l-am luat eu acum, pentru că cumva, nu știu, e altfel în anul 2022 să vii peste ocean cu fem deci părinții mei sunt acolo, vorbim aproape zilnic la, la telefon, e cu mult mai simplu. Eu știam unde vin, deci aveam deja un, un, un loc de muncă, călătoresc, deci eu cu complet altă situație. Dar iată până la plecare, viața voastră era aici cu ajunsuri sau erau dificultăți? Eu cred că putem spune că era cu dificultăți, Deci, eu țin minte ca copil, că deci mama vorbea despre faptul că trebuia să stai în rând nu știu câte ore să-i cumpere unt, aveam sora, deci sora mea era foarte mică, avea 2 ani, 92, eu aveam 7, deci eram în clasa 1 -a. și eu țin minte lucrurile astea. noi aveam mâncarea de la țară, deci bunei trimiteau careva mâncare, Trăiam într-un apartament cu o singură odaie la, la telecentru. Deci eu alțin, am memoriile mele despre grădinița, care eu acum recent am fost la o policlinică și când am ieșit de acolo m-am uitat peste drum și mi-am dat seama că asta e grădinița la care am învățat eu și lucrează chiar și azi. Deci erau copii în o gradă și cumva parcă a fost o senzație Așa de mulți ani uh, au trecut, dar e fix, uh, deci fix acolo e locul unde am fost și eu la grădiniță. Dar oricum ai revenit periodic aici în Republica Moldova, la bunica, pe timp de vară, deci uh, da, nu da. v-ați rupt pe 10-15 ani împreună cu toată familia? Da, noi în fiecare vară veneam, deci pe sora și uh, eu și cu sora, părinții ne lăsau la începutul verii și stăteam toată vara la, la bunei. Aveam, am bunei, deci în raionul Soroca și în raionul Iedineț, deci la tata și la mama. Ați făcut clasa întâi aici în Republica Moldova, după aia în Italia, clasa, clasa a doua, clasa a treia în Germania și a tot în Germania? A în Germania și după aia uh, liceu absolvit în Statele Unite. Corect. Uh, care, nu știu dacă uh, ați putea compara, uh, nu știu clasa a doua, a treia, dar sistemul de învățământ, uh, care vi s-a părut cel mai uh, potrivit, cel mai fain? Eu cred că vă pot spune că sistemul moldovenesc e cel superior. Da, pentru că eu în primul rând ca deci elev în clasa întâia, eu pot să vă spun că noi eram cu mult mai disciplinați ca elev în clasa întâia decât sunt elevii din clasa 7-8 în, în Statele Unite sau în alte țări. Țin minte, noi în bancă stăm așa, ridicai mâna în sus, când intra cineva, profesoara spune, spui capul în jos și noi toți să uh, făceam lucrul ăsta. Și era destul de intens, deci eu țin minte, noi, de exemplu, spunea, cine a primit nota 8, sculați-vă în picioare și sculau în picioare cei care au primit tot 8. care au primit nota 9, sculați-vă în picioare. Deci așa fel de disciplină cumva și uh, să fii Responsabilizat, chiar ca copil de șapte ani, să-ți pasă, că uite, eu am luat o notă bună și nu una era. Deci, pentru mine când am ajuns în Italia, în Germania, în Statele Unite, era nu legea. era. Deci, era cu mult mai mult. libertate acolo. Da. Dar uh, curicula școlară e mai complicată, e mai complexă aici în Republica Moldova? Da, eu și asta vreau să spun. Pentru că eu veneam vara, în fiecare vară veneam înapoi uh, în Moldova și comparam cu verișori, cu prieteni, deci ce învățam eu și ce învățau ei. Și eu cred, deci eu cred că de multe ori, deci în Moldova era mai avansat decât ce învățam eu în altă parte. Deci eu cred că sistemul educațional, care sunt probleme și uh, dar în mare parte eu cred că uh, cetățenii moldoveni, deci care. Termin în educația aici, sunt foarte bine pregătiți. Și eu asta cred că de, noi putem demonstra asta prin unde ajung, deci oamenii din diasporă în alte țări. Deci eu cred că moldovenii se descurcă foarte, foarte bine în alte țări pentru că reușesc, deci au etică de, de muncă, eu cred că deci au uh, se din punct de vedere uh, a educației. Deci eu comparativ când mă uitam ce învățam eu și ce învățau deci, verișorii mei sau prietenii mei de Moldova. Eu cred că chiar sistemul de Moldova e destul de bine, de bine, din punct de vedere a educației. Bine, eu aici sunt de acord, pentru că am mai avut posibilitatea inclusiv să merg în Polonia, să văd cum se fac studiile acolo și cât de mult libertate există și așa, dar aici mai mult la studiile superioare și o să ajungem treptat. Vorbiți limba română, maternă, limba engleză deja pe care ați vorbit-o cea mai mare parte a vieții locuind în Statele Unite uh, și uh, italiană, germană. Deci uh, eu, eu, nu când explic ce, ce limbi cunosc eu, uh, pot spune spun că limba engleză a fost a cincea limbă pe care a trebuit să o învăț pentru că la vârsta de 8 ani am mers la o școală italiană și am învățat limba italiană pe urmă germană și deci după asta, uh, deci eu Uh, Să o și rusa, pentru că crescând în Moldova, eu nu vorbesc limba rusă, dar înțeleg, uh, așa, destul de ok uh, limba rusă. Uh, dar nu pot spune că în ziua de azi eu vorbesc limba italiană sau germană. Deci au trecut așa de mult timp, cred că dacă aș mai practica, poate aș mai înțelege. Și am învățat și limba spaniolă la școală în Statele Unite. Așa că deci, uh, când vorbim despre limbi, eu cred că uh, am, așa, destul de multe uh, cunoștințe despre limbi străini. Asta e un mare avantaj, totuși, pentru cineva care deține o asemenea funcție, pentru că uh, interacționez cu multă lume, inclusiv din afara Republicii Moldova. Dar uh, cum a fost adaptarea și uh, viața, primii, prima perioadă în Statele Unite? În Statele Unite a fost mai uh, simplu, pentru că cea mai șocantă a fost deci, când am plecat din Moldova, pentru că deci, prima experiență, comparativ, deci viața din Moldova. Comparativ cu Italia, prin timpul, deci în anii 90, Italia și Germania, eu țin minte, veneam vara acasă și povesteam vâneilor. deci acolo este un magazin așa mare și ea e o căruță și urmă, îți mâncare care vrei și o pui. Deci acum nou, ne pare asta normal, că este și la Chișinău. Dar în anii 92, deci eu țin minte, magazinele la care ne duceam să cumpărăm așa, niște pâine, dar acolo era ceva wow, că și este banană și iarna, îți închipăi, deci erau lucruri care, mai ales copil, da, deci îmi părea, wow, terenul de jocuri, asta pe mine foarte mult m-a impresionat, eu să-mi spuneam că trebuie și Moldova așa fel de terenul de jocuri, cum am văzut eu în Italia și în Germania, deci erau lucruri de astea care pe mine ca, ca copil m-au impresionat foarte mult. Până când am ajuns în Statele Unite, era deja cumva comparativ cu Germania, Italia, Statele Unite nu era chiar așa de diferit. Eu cred că în Statele Unite e mai mult nu, deci lucrurile, dar atitudinea asta că, deci dacă vrei și deci dacă te pui efortul și ai posibilitatea să ajungi oriunde. Deci pentru noi ca familie imigrantă, da, deci noi am venit Spuneam, cu valize. Deci, nu, nu au venit cu foarte mult părinții mei. Dar eu, fiind elev bun din clasa Antia din de Moldova, deci, întotdeauna a fost, părinții au pus foarte, a pus foarte mare accent pe, pe studii. Deci, eu am absolvit la, în topul clasei mele, am obținut un scor, o notă foarte bună la testul ca să intru la universitate și am reușit să intru la universitatea care era pe locul 5 în Statele Unite în acel moment, deci Duke University era în toate mii de universități în Statele Unite, era pe locul 5. Am intrat doar pe note și pe testul pe care l-am dat și faptul că în, în, în Statele Unite eu cred că există așa oportunități, deci eu am ajuns după asta, deci am mers și la a, școala de drept și am, am lucrat la una din cele mai mari a, birouri de avocați din lume și câștigam un salariu... Pf, deci, eu niciodată nu mi-am că o să reușesc să, să fac așa ceva. Deci, faptul că un imigrant, un simplu imigrant, o fetiță de 11 ani care ajunge acolo, nu știe niciun cuvânt în engleză, poate în vreo câțiva ani, dacă deci, învață bine să ajungă la așa nivel, eu cred că asta e un, e un lucru care nu, poate nu există în, în foarte multe țări. La asta încă ajungem treptat. Vreau să-mi spuneți: ce au făcut prima perioadă părinții acolo? Tatăl, matematician cadru științific, trebuia să-și găsească de lucru, trebuia să întrețină familia. Mama, cu ce s-a ocupat prima perioadă acolo? Da, deci tata a obținut un post la Universitatea Rochester în uh, statul New York uh, și lucra uh, acolo ca, a, ca medician a, la Academie. Da? Uh, mama a lucrat la, deci la un magazin, un magazin uh, de haine, department store, nu no știu, uh, în, română, cam ce ar fi uh, cu ce pot scompar compar și deci a lucrat la așa fel de magazine. După asta, după o perioadă de timp, tata a, deci a început a lucra la o companie farmaceutică și de, deci de atunci el de mai mulți ani lucrează, a lucrat la mai multe companii farmaceutice și acum lucrează la Johnson Johnson, una din cele mai mare. Bine, așa. noi o știm datorită vaccinului exact. COVID. El a lucrat, Unul um, dintre. El a lucrat anume chiar și la, la vaccin COVID. Bune? Da, da, da. Deci a lucrat la test de că el e statistician, Uh, deci asta are uh, PhD de la Moscova în uh, statistică și lucrează anume, deci în engleză e uh, biostatistician, deci statistică cu biologie împreună și lucrează la design deci pentru uh, clinical trials, deci de uh, testele, testele astea clinice. clinice. da, Când uh -huh. înainte de a ajunge pe piață o, un medicament sau o vaccină, sunt fel de fel de lucruri care trebuie să demonstrezi la... FDA, administrația de, de droguri și, și, și în Statele Unite. Și el, deci la asta lucrează. Și eu au lucrat inclusiv și la, la vaccin. Wow, deci un moldovean, a lucrat la producerea cumva da, unui da, vaccin da. anti-COVID. Frumos. Da. Și el acum tot este la aceeași companie. Da. Dacă în Statele Unite ești academician, îți permiți să îți întreții toată familia? A, dacă la universitate, nu, dar el a făcut deci, schimbarea asta în domeniul privat la companii farmaceutice. Acolo e cu mult mai. A, deci, eu cred că salariul câștigi cu mult mai, mai bine la o companie privată decât în domeniul academic. Înțeleg că familia noastră la un moment dat n-a mai avut probleme financiare ați reușit să vă puneți bine pe picioare acolo și respectiv voi, fetele, să faceți studii de calitate la cele mai bune instituții. Să vorbim despre aceste studii. Liceu finalizat în Statele Unite, după aia universitatea care ați menționat-o top 5 la, la acea etapă. Studii în domeniu? Deci eu am terminat uh... Deci am intrat la Universitatea Duke și mi-am ales să uh, întreprind toate uh, cerințele care trebuiau ca să pot intra la școala, deci la Universitatea de Facultatea de Medicină, pentru că ca să intri la medicină trebuie să ai anumite cursuri și trebuie să dai un, un examen specific ca să intri la Facultatea de Medicină, așa lucrează în Statele Unite. Și eu, deci credeam că poate vreau să fiu uh, doctor uh, și am luat toate studiile care trebuie. Deci m-am concentrat în biologie și chimie. Pentru mine asta întotdeauna a fost foarte interesant, mai ales mie îmi place foarte mult uh, neurobiology, uh, deci biologia uh, cu creierul, cu, deci mm -hmm. mintea, uh, pentru că e foarte interesantă și noi încă nu știm foarte multe de lucruri despre uh, acest domeniu. Deci eu asta am studiat, uh, dar mă gândeam și la opțiunea de a merge la facultatea de drept. Uh, luasem cursuri chiar și uh, când eram încă și la liceu. Am, am făcut studii la Cambridge într-o vară în, în Marea Britanie și am luat cursuri anume pe, de drept și mi-a părut foarte interesant măcar că la noi în familie nimeni nu e din domeniul de drept și până la urmă am ales totuși să merg la facultatea de drept dar aveam deci de asta am ales biologia chimie că vroiam să opțiunea să merg și să, să fiu și doctor dacă vroiam să fiu doctor. Dar, deci licența a fost la bază biologie și chimie și deja drept a fost un fel de master. Da, deci așa lucrează în Statele Unite. Toți, ca să intre la facultatea de medicină sau la facultatea de drept, întâi trebuie să completezi patru ani de universitate, să ai o licență, deci o, o, o diplomă. Da, diplomă de licență. O diplomă. Și după asta, deci eu, ca să intru la facultatea de drept, trebuie să treci un examen uh, specific, și acolo, deci, ai o anumită notă, și atunci universitățile, deci, facultățile de drept te aleg pe baza note, deci notele pe care le ai pe, în examenele la facultate, la universitate, plus acest test, plus scri, scrisoare de motivare de ce vrei să mergi acolo, scrisoare de referință, deci e o procedură destul de complexă ca să poți intra deci competiția e foarte, foarte mare să poți intra la aceste universități. Eu am intrat la Univers University of Virginia, școala de rap, care atunci în momentul acela era pe locul șapte din toată țara, Uh, am primit uh, o bursă par parțială, deci am ales-o pentru că am primit jumate din uh, costul, deci uh, a fost deci, o bursă din partea universității. Costă integral? Vă pot la spune o că când, deci, eu, părinții mei au plătit pentru universitatea mea, dar la facultatea de drept am achitat-o eu, și deci când am absolvit aveam datorii de 120.000 de dolari. Deci Și asta. Poți să-i după ce deja te angajezi la muncă? Da, deci uh, o jumătate. iei ca împrumut, mm -hmm. ca împrumut de la stat, da? Și deci după asta eu eram datoare să plătesc o anumită sumă în fiecare lună până am achitat datoria statului. Și asta jumătate din sumă. Asta da? a Pentru fost că jumătate. O parte era bursă. Ar fi fost peste 200.000 de dolari. În cât timp? Trei ani. Și trei ani e suficient ca să te consideri specialist în acest domeniu? Deci, a, deci. Acești, în acești trei ani, îți obții, se cheamă deci, jurist doctorate în engleză. Deci, doc, nu, nu știu dacă e echivalentul doctoratul din a, sistemul continental, pentru că e altfel, dar deci așa se cheamă. Deci, juris doctorate în Statele Unite. Dacă vrei să fii jurist de orice fel, deci avocat, a, procuror, a, jurist sau să activezi ca a, a, jurist în altă companie, trebuie să ai anume juris doctorate. Și asta e deci o facultate asta de trei ani. Nu întâmplător am întrebat despre acest background că o să ajungem și la partea cu atacurile la adresa studiilor: că ar fi nepotrivite, că incomplete și tot așa, dar trecem cronologic. Care a fost primul job în, în Statele Unite? Uh, primul job a fost babysitter. Deci, eu știu, eram cu copii. Cu copii, când aveam 12 ani. Deci, asta când primul job după ce am absolvit toate studiile, am lucrat, deci am fost angajată ca avocat la un birou de, de avocatură în Statele Unite care se cheamă Jones Day. E una, cred că din cel mai mare din lume. Au oficii în întreaga lume, nu doar în Statele Unite. Eu am lucrat în oficiu în Los Angeles. Și acolo spuneați că aveați, aveați un salariu foarte mare. Da. Ce înseamnă un salariu foarte mare pentru cineva care a ieșit de pe băncile universității? Deci, salariul când am început în prima zi era 160.000 de dolari pe an. Asta în ce an? 2011. Wow! Deci, asta înseamnă că 13.000 de dolari, da? Pe Chiar mai mult pe lună. Da, dar vă spun cât primeam când aveam de deja 5 ani ca avocat. 300 de mii dolari pe an. Deci asta sunt salariile de avocață în Statele Unite. Eu am colegi acum, care după noi, eu acum am de 12 ani de când am absolvit, uh, care primesc milioane de dolari pe an. Dar ce înseamnă în comparație cu cheltuielile? Cineva ar zice că în Statele Unite totul e foarte scump. A, nu, deci comparativ nu. Deci vă pot spune așa, eu Chiria care o plăteam în Los Angeles era dublu de chiria care o plăteam la Chișinău. Deci nu era de 10 ori mai mare, pentru că salariul e cred că de 10 ori mai mic în Moldova decât primeam acolo în Statele Unite. Dar chiria e doar dublu, deci până la urmă cheltuielile nu sunt chiar așa de mici aici în Moldova comparativ cu Statele Unite. Bine, United. cum suntem în 2023. At nu, eu -a. vorbesc de chiria care o plăteam în 2022. Ah, deci ah. da, da. Înțeleg că e mai puțin de 1.000 de dolari aici. Nu mai mult. Mai mult de 1.000 de dolari. Da. Dar ba, banii ăștia îi achitați din uh, salariu sau din uh, funcția? Îi a, eu am bani de -o parte, care am acumulat din salariu ca avocat și eu da, eu trebuie și de acolo să, să folosesc bani, să mă întrețin aici în Moldova. Deci pentru viața mea de Moldova nu mi-ar ajunge salariul de procuror șef al Procuratorului Anticorupției. Deci funcția nu prevede și bani pentru trai? Nu. Dar, Dar salariu. care este salariul unui procuror șef la procuratura anticorupție? Puteți să spuneți? Da, vă pot spune cât primesc eu, deci nu știu, deci dacă cât primesc eu în, în cont fiecare lună, e 26.000 de lei. Și chiria cam tot atât cost? Aproximativ. Păi și dacă luăm gradul de responsabilitate și de risc, cât de justificat e? Eu cred că salariile procurorilor trebuie să fie cu mult mai mari. Dacă noi vrem procurori de calitate care să uh, ia această deci, uh, poziție care e destul de. Uh, deci suntem să puși la foarte multe de presiuni, deci atacuri, fel de fel. Deci eu cred că trebuie să avem uh, salarii corespunzătoare. Dacă un procuror șef la Procuratura Anticorupție are 26.000 de lei uh, final, da? Uh, cât are un procuror simplu? Mai puțin, dar clar lucruri. Deci, eu... deci oamenii ăștia normal că sunt tentații amită. Nu, asta nu este o justificare. Deci da. dacă știi care este salariul acolo, pleacă din sistem și mergi la construcții. O să primești mai mult, de exemplu. Dar cum încearcă statul să-i motiveze pe oamenii ăștia să lucreze, să investigeze dosare unde e vorba de miliarde de lei și ei să meargă la sfârșit de lună și iau un salariu de 18-20 de de lei. 26. Da, de acord. Aici sunt de acord. Și noi acum recent, în ultimele luni, am văzut, deci a fost majorate salariile la miniștri, la judecători, la ofițeri CNA, dar procurorii nu, deci noi nu am, deci salarii procurorilor nu au fost uh, ridicate deloc și eu cred că asta deci chiar ar trebui, pentru că dacă vrem să construim un stat de drept, vrem să avem succese pe recuperarea punelor miliarde de lei, ne trebuie persoane pe care deci îi putem încuraja să depună tot efortul, să rămână în sistem, să nu-i pierdem, să ducă în altă parte. Deci eu cred că e absolut necesar. Și noi nu vorbim despre un număr așa de mare de oameni. Deci în procuratorul Anticorupției sunt 50 de procurori. Deci ce vorba despre 50 de procurori. Eu cred că am putea, deci noi să ridicăm salariul, nu doar în procuratorul anticorupție, eu cred că toți procurorii, deci în întreaga țară noi avem mai puțin de 700 de procurori, dar eu cred că merită această funcție ca societate să valor valorificăm. Dacă un procuror simplu la Procuratura Anticorupție ar avea 2.000-3.000 de euro, 40-60.000 de lei, să zicem, credeți că nu va mai fi tentat să ia mită? Nu pot răspunde eu la întrebarea asta și nu cred că asta ar fi soluția. Deci, da, eu cred că dacă ești o persoană care ia mită, eu cred, dar chiar dacă e dublat salariu, o să mai ia mită mai departe. Eu nu cred că asta de fapt ar rezolva, dar eu cred că ar, ar rezolva problema să nu pierdem așa de mult deci procuror, ofițeri, deci, eu am ofițeri uh, care erau detașați la Procuratorul Anticorupției, care au plecat peste hotare la alte, la, la alte posturi de, de lucru. Deci i -am, i -am Și e argumentat, dacă tu ești sincer și uh, depui efort ca să, nu știu, investighezi cât mai eficient uh, cazurile de corupție și tu ai la final de lună 20.000 de lei, normal că mergi peste hotare și acolo nu ai atât de multă presiune. și. Exact. Și bătaie de cap și vii cu un 2000 de euro curat. Da. Deci, eu, da. din punctul meu de vedere, nu e o soluție că, uite, prin asta o să eliminăm procurori corupți care iau minte. Eu nu cred că asta e soluție, pentru că, așa, persoane, dacă sunt compromise, din punctul meu de vedere, sunt compromise și nu cred că un salariu mai bun i-ar opri, dar ar încuraja, încuraja, mai ales procurori care sunt mai. Deci, tineri care au o familie pe care trebuie să-i întrețin să gândească la viitorul lor și să gândească care sunt opțiunile mele care, deci, dacă rămân în Procuratură sau dacă mă duc în altă parte să lucrez poate chiar cu tot un alt domeniu unde pot câștiga cu mult mai bine sau mă duc să lucrez la un ONG unde să plătesc sume dublu, triplu decât facem noi în procuratură. Deci e o problemă, e o problemă foarte mare să putem atrage persoane calificate și să-i putem încuraja să rămână pentru că presiunea e așa de mare și se cere așa de mult de la noi ca procurori dar noi ca stat, eu nu cred că dăm suficiente garanții sau motivație la persoanele din sistem. Dar revenind la cum ați ajuns în Statele Unite să faceți munca de procuror pentru că citeam din CV și aveți o experiență în urmărire penală a peste 300 de cazuri. Nu știu care a fost cifra deci bănuiesc că asta a fost cifra finală când ați preluat funcția de procuror șef la Procuratura anticorupție. Dar cum ați ajuns în acest domeniu? Deci după ce am activat în, ca avocat în Uh, compania care am menționat-o, 5 ani am fost avocat. După asta, deci am decis să aplic să fiu, uh, să, să depun uh, un dosar, să, să devin procuror federal, care e o, iarăși o uh, competiție foarte, foarte mare. Deci, nu știu exact cifra, dar sute de persoane pentru un singur loc când aplică. Uh, eu aveam colegi. În uh, avocați care cândva erau deci colegi și mentori de-a mei care cândva au fost procurori și întotdeauna spuneau cât de bună experiența e să fii procuror. E foarte diferită pentru că ai șansa să mergi în judecată cu mult mai des decât un avocat. Deci eu ca avocat lucram la cazuri masive foarte mari, deci miliarde de dolari Uh, unde eu eram un procuror într-o echipă de vreo 20, un, un avocat, un avocat, avocat într-o echipă de vreo 20. Acolo, ca să ajungi tu să fii persoana care se duce în curte și reprezintă un client, trebuie să ai 60 de ani, deci cam așa e piramida din, dintre așa o companie. Și eu eram, deci aveam mulți până să ajung acolo. Procuror, în momentul când devii procuror, te aruncă deja deodată în judecată, deci poftim, du-te, ia un caz, mergi mai departe. Deci eu vroiam asta, pentru mine asta era întotdeauna cel mai interesant, deci îți poți argumenta în față la jurați, deci să -i explici un caz, să-i convingi pe 12 oameni că persoana asta e vinovată. Deci pentru mine asta era cel mai interesant aspect și eu, ca avocat, nu prea am avut șansă să, să fac acest lucru. Am aplicat, am câștigat deci concursul și am început activitatea mea ca procuror în septembrie 2016 și deci Pă, în total, am, am fost acolo aproximativ șase ani, a, procuror. Au fost dosare pe corupție, pe a, a, fraude bancare, mită? Ia yeah, am avut de, de tot felul, pentru că acolo programul cum, cum lucra, deci intrai în procuratură și primii doi ani, lucrai în secția generală, așa le spuneam, și a, erau cazurile mai simple, dar eu am avut cazuri cu droguri, arme, a, deci tot felul. A, și după asta m-am specializat, după 2 ani m-am specializat anume pe a, corupție și am avut cu deci, mult mai multe dosare deci anume pe, pe corupție. În Statele Unite, iar și vorbim despre anumite stereotipuri, în Statele Unite există corupție? Da, da, absolut. A, mai ales în Los Angeles, chiar e un oraș destul de mai ales în, deci în politica locală, a, e o problemă foarte mare. Păi noi aici trăim cu iluzia că acolo totul e perfect Democrație, nimeni nu dă mită Nimeni nu ia mită Nu, deci bă, cu siguranță Există și acolo, poate asta ne face pe noi Să ne simțim mai bine, că nu e doar problema Moldova E altfel, da, deci acolo Eu cred că corupția sistemică nu există la nivelul care există în Moldova. Eu cred că aici, de asta, noi, ca societate, o simțim cu mult mai mult, pentru că cumva simțim, deci, un medic ne cere o, o sumă de bani, un polițist poate ne cere o sumă de bani, te duci să faci, nu știu, un pașaport, cineva poate îți cere bani. Așa lucruri în Statele Unite sunt foarte, foarte rare, deci nu să, uh, nu le întâmpini cumva adică în viața. corupția Corupție la nivel mai înalt. Corupția la nivel înalt există. Uh, absolut deci eu cazuri, uh, cazurile pe care le instrumentam, în, deci, de exemplu, când vă mai ales când vorbim despre alegeri în campanii, deci erau aveam foarte multe cazuri unde un politician candidează să câștige următoarea alegere și prometea careva lucruri, în schimb să, fai, să primească donații de 50.000 de dolari. Și asta e mită, da? Deci nu poți promite că eu o să votez să ajut pe tine dacă tu îmi dai 1.050.000 de euro. Și noi așa cazuri aveam și am avut, deci în procuratura în care îl activeam eu, am avut inclusiv un caz care a ajuns să judecată în privința unui congressman, deci în congresul, deci cum ar fi un deputat, uh, care, deci asta era schema. Eu uh, personal am trimis o judecată uh, consilier în consiliu. Uh, din orașul Los Angeles, care deci orașul Los Angeles e de vreo câteva ori mai mare decât Republica Moldova A, deci Consiliul uh, Los Angeles deci așa o funcție foarte, foarte, uh, deci ai foarte multă putere pentru că ai un buget de miliarde de dolari și deci prin asta poți face foarte mulți bani. Care a fost cel mai de rezonanță caz pe care l-ați instrumentat de corupție în Statele Unite? Cred că acest caz despre care vă povesteam, pentru că până la urmă modul în care l-am... O, oh, investigația a durat 5 ani, uh, dar modul în care l-am uh, calificat și trimis în judecată a fost să spunem că asta de fapt a fost o, uh, un grup criminal organizat, compus de politicieni, de intermediari care erau cumva consultanți, care de fapt îmblau cu geanta de bani, și în această schemă erau a, persoane care aveau proiecte de construcție. deci schema lucrau în felul următor. Persoanele care vroiau să construiască un, un bloc foarte mare de, a, de apartamente, le trebuia careva acte de la a, oraș ca să poată construi cum, cum vor ei. Și acest, deci politicienii pe care noi îi investigam, a, erau anume în Consiliu care dădeau așa fel de permise și noi am demonstrat că ei primeau mită de la mai mulți, deci asta era o schemă întreagă, prin intermediari, primea mită ca să ia vot pentru uh, proiectul cu tare și proiectul cu tare. Și vorbim despre milioane de dolari, în mod, deci uh, pentru mine a fost un caz foarte interesant, pentru că vorbim despre mită în mod de deci, zboruri în avioane, avioane private, uh, hot, deci camere în, în hotel, în aceeași cameră au stat Jay-Z și Beyoncé, unde stăteau și policianul nostru uh, și era achitat de un miliardar din China care avea foarte multe proiecte în Los Angeles. Deci a fost un, pentru mine a fost un caz foarte interesant. Am reușit să mergem și în judecată cu, cu, acest caz, deci a fost un interesant. Dar care a fost cheia? Cum ați reușit să ajungeți la această schemă? Da, deci a fost, am menționat la hotel, deci Las Vegas. Noi urmăream acest un polițian, un consilier de mai mult timp pentru că a primisem denunțuri că uite acolo e posibil să fie corupție, dar cumva nu reușeam să documentăm. Și un agent FBI a lucrat la acel caz. După asta a ieșit la pensie și s-a dus să lucreze în uh, spațiu privat, uh, securitatea la un casino în Las, Las Vegas. Și, din întâmplare, a văzut politicianul nostru din Los Angeles în casino și l-a observat pentru că era la o masă și era împreună cu un miliardar foarte recunoscut uh, din China, care venea în Las Vegas la fiecare câteva luni și juca cu câte sute de mii de dolari, dată, deci așa, nivel de, de uh, persoană. Și acest uh, a fost agent FBI a văzut că sunt împreună, sau so, deci de acolo s-a pornit investigația și până la urmă am documentat că primea mită de la, de la acest uh, uh, miliardar din, uh, din China asemenea cazuri în Statele Unite, și după aia vin în Republica Moldova, și vezi aici că. Dar e foarte similar, să vă spun drept. Deci, de exemplu, zboruri în avioane private. Nu știu dacă ați privit, dar noi, când, când am făcut un uh, briefing de presă pe uh, dosarul care am trimis să judecată concesionarea aeroportului Chișinău, am vorbit despre faptul că persoanele, uh, deci cursiv, fost prim-ministru și alții, beneficiile care le acceptau de la persoanele implicate erau zboruri în avioane private. Asta cine Vlad felat atunci era prim-ministru? E vorba despre Iuri, Iuri Deci Leanc. da. Deci el beneficia de avio... zboruri cu avioane private. Da, deci am demonstrat asta. Vlad Filat, fiindcă l-ați menționat, tot a beneficiat de, la, de așa lucruri de la Ilan Short, deci El a fost condamnat pentru faptul că a acceptat beneficii, inclusiv zboruri în avioane private. Acum, recent, am trimis săptămâna asta Vlad Plachetnic în judecată anume pe un episod care implica deci, un avion privat pe care a fost chiar cumpărat. Deci aici nu e doar vorba despre zboruri private, dar chiar a, a cumpărat un, un, avion privat pe o perioadă de timp. Cine deci, a... Vlad nu și a cumpărat sau pentru el a cumpărat cineva? Deci el era beneficiarul efectiv. Deci noi în schema care am episodul pe care l-am trimis în judecată, deci probele asta din punctul nostru de vedere ca, ca, procuratură, deci asta demonstrează. Urmează să fie deci un judecător în judecată, dar deci schema pe care am episodul pe care l-am trimis include asta. Deci vreau să spun similar. că sunt foarte multe similare. Deci uh, da, deci uh, gusturile uh, persoanelor din politicienilor din uh, Los Angeles sunt foarte similare de cei din, uh, de Moldova și schemele, schemele de spălare de bani metodele de a, de a spăla bani, de a ascunde averi prin uh, membrii de familie, soții, uh, soacră, mamă, uh, frate, deci fix asta se întâmpla și, și în Los Angeles. Noi acum mergem, eu merg la foarte multe conferințe internaționale și deci asta e un lucru care se întâmplă în întreaga, deci peste toată, în întreaga lume. Sunt lucruri uh, similare, deci scheme de corupție care sunt puse la punct cam în mod similar peste tot. Eu mă întreb, oamenii ăștia nu se gândesc că la un moment dat cineva vor ridica acte, documente și vor putea aproba faptul că a zburat cu un avion plătit din bani furați de la cetățeni? Sau atunci ei se credă tot puternici? Cum funcționează asta? Eu, din experiența mea ca procuror, a, pentru că am avut șansa să vorbesc, să stăm, uite, așa, cu persoanele pe care le investigam care până la urmă unii dintre ei și-au admis vinovăția, deci a, a recunoscut vinovăția. eu cred că e un, un, a, o chestie de de a, deci acționezi cu impunitate pentru că crezi că ești așa de puternic că niciodată nimeni nu o să te oprească sau o să te prindă pentru că când ești în așa o funcție de putere a, chiar nici nu ți imaginezi că asta o să termine cândva și deci când acționezi așa cu impunitate a, nu ești atent, deci nu ești așa de atent și eu cred că de asta noi reușim acum ani mai târziu să avem succes, să acumulăm probe, să trimitem aceste cazuri în judecată, că până la urmă tot răm, lasă urmă da? deci fiecare tranzacție prin bancă fiecare e-mail, text, dacă reușim să ridicăm cu un calculator, un telefon deci noi cu, cu asta ne ocupăm ca procurori, trebuie să acumulăm tot ce există, să demonstrăm ce s-a întâmplat în trecut și foarte multe lucruri, tranzacții bancare mai ales, lasă urmă. Deci nu poți șterge așa ceva. Să trecem la decizia de a veni în Republica Moldova. Cu ce ați venit aici? Pentru că am analizat declarația de avere pe care ați depus-o. În 2021 ați avut un venit de circa 150.000 de dolari. Uh, asta are Aici ziua. să precizez da. că salariul de procuror în statul meu este mult mai mic decât avocat Deci eu când am mers de la avocat la procuror am scăzut, deci eu câștigam 300 Și când m-am dus să fiu procuror, primul meu salariu ca procuror era 82.000 de dolari. Deci, cum mult, deci juma, mai puțin de jumătate decât un avocat care primul an după universitate primește 160.000 de dolari. Deci, procurorii și în statul genunchi, nu sunt bine plătiți. <laughs> bine, dar <laughs> Sunt mult mai bine plătiți decât în Republica Moldova. Corect. În fine, pentru 2021 venitul a fost de circa 150.000 de dolari. Asta salariu și deja dividende de și câștiguri din acțiuni uh, au fost. Uh, Până atunci mai aveați și alte uh, sume de bani pe care ați reușit să le adunați de-a lungul uh, anilor și ați venit cu pe carduri cu 380.000 de, de dolari. Deci uh, asta era suma indicată în declarația de avere. Da, ca uh. să fiu clar, eu nu i-am uh. în încoace. Deci banii mei sunt statele Unite, acolo s investit, deci nu fizic în Moldova. <laughs> <laughs> Am înțeles, dar uh, uh, deci înțeleg că n-ați venit aici pentru salariu. Clar Și nu. Că dacă s-ar majora salariul la 2000 de euro, de exemplu, n-ar schimba mare lucru, atâta timp cât există totuși o bază financiară în Statele Unite care a fost adunată în ultimii ani. Scopul care a fost? Cum îl descrieți? Scopul meu a fost să-mi ajut țara. Deci eu cred că am experiența potrivită pentru așa o funcție, deci șeful procurator de corupție, care eu cred că în ziua de azi e o funcție foarte importantă în Republica Moldova pentru parcursul nostru european și nu numai, dar chiar pentru viitorul țării noastre. Și eu, deci, sper că pot să fiu o persoană de ajutor în acest moment în istoria Republicii Moldova. E o provocare pentru mine profesională. Dar și oportunitate, pentru că eu am plecat când eram copil mic și cumva întotdeauna mi-am dorit poate măcar un păcat de timp să trăiesc aici înapoi în Republica Moldova ca adult. să n-am făcut niciodată. Și acum cumva am oportunitatea de deci, să fiu aici în Europa, care deci, pentru mine chiar îmi place foarte mult, că sunt așa de aproape, deci zbor o oră jumătate și ești la Viena și în altă parte. și m-am mutat întotdeauna, am trăit în mai multe orașe, țări. cumva pentru mine asta a fost o oportunitate și eu personal primesc, deci nu știu, mă simt că fac un lucru semnificativ. Și pentru mine asta e foarte important în viața mea. Deci eu dimineața mă scol, și, deci sar din pat și știu că am foarte multe lucruri de făcut și mă simt că fac ceva de valoare. Deci că ceea ce fac eu zi de zi aduce careva, deci beneficii și nu mie personal, dar aici am șansa de a afecta deci o și țară întreagă, viața cetățenilor. În Statele Unite mai aveți ceva, imobile, mașini, investiții? Investiții, deci am a, conturile, că deci ele sunt investiții financiare, cum ar fi. Deci stă acolo altcineva să ocupă de, de a, investițiile acestea. A, cândva aveam o mașină, dar am vândut-o vreo 5 ani urmă, pentru că trăiam în centrul orașului în Los Angeles și costa mai mult să plătești parcarea decât a, folosam mașina. Deci eu de mulți ani nu am mașină, așa că din punctul ăsta de vedere sunt obișnuită că la Chisinau tot uh, merg pe jos și uh, cum făceam și în Statele Unite. Nu, deci alte, pentru mine a fost destul de simplu să mă mut pentru că nu aveam, deci uh, acolo eram în apartament în, în chirie, uh, nu aveam alte lucruri care trebuia să, deci, uh, să schimb. A fost destul de ușor să-mi pun toate lucrurile în valiză și să, să plec. Este un lucru despre care n-ați vorbit la interviuri și aici viața personală. Deci, nu sunteți căsătorită, nu aveți copii. Corect. Cât de mult a contat asta, ca decizia de a reveni în Republica Moldova să se ia mai ușor? Eu cred că ar fi fost mult mai uh, complicat dacă aveam uh, deci un partener, o, o, copii sau o familie, mai ales după deci uh, războiul din Ucraina. Eu cred că chiar a devenit cu mult mai periculos. Eu singură mă gândeam, nu știu, nu eram sigură dacă vreau totuși să, să vin uh, în acest. Uh, în această situație, eu cred că dacă aș fi avut copii mici, nu cred că aș fi luat așa risc, dar fiindcă eu singură, am putut lua decizia asta doar pentru deci doar pentru mine. Um, cât de complicat e să combini o asemenea activitate și în Statele Unite și în Republica Moldova în domeniul justiției, lupta asta cu corupția, cu corupții și cu viața personală? În Statele Unite eu nu simțeam că Afectează viața privată acolo. Deci, eu trăiam într-un oraș care avea milioane de oameni, deci nu mă cunoșteau a, că sunt procuror, a, deci nu aveam careva. A, nu, nu mă simteam că mi-afectează viața personală. A, aici e complet altfel, da? Deci, eu aici înțeleg foarte bine că sunt o persoană, a, deci care. Tot, deci, ochii sunt pe mine, dar eu când merg pe oraș mă simt că toată lumea știe unde mă duc, cu cine mă întâlnesc, cu cine mă văd. A, și din acest sunt considerat, e mai complicat un pic din punct de vedere viața personală, pentru că a, eu văd, de exemplu, chiar și colegii mei cu care eu lucrez mai a, aproape, sunt atacați, da? Deci pentru că a, eu cred că asta se face intenționat. Deci adjuncții mei de multe ori au fost mai atacați decât alții. Deci eu îmi închipui că dacă aș avea persoane apropiate, prieteni sau relații, a, eu i-aș pune la atacuri, eu cred. Că. Eu am uh, avut ocazia să merg în Statele Unite, și acolo știu că se muncește foarte mult, și în general nu este ceva neobișnuit dacă o femeie la 30, 35, 40 de ani este singură, nu are copii, ea dorește să trăiască pentru ea. În Republica Moldova, v-ați uh, confruntat cu atitudinea asta de genul, o femeie 37 de ani, singură, uh, cumva altfel este atitudinea cetățenilor aici? Poate da, dar nu mi-o spune nimeni direct, deci uh, nu știu uh, dacă asta e atitudinea de eu, deci nu, nu simt uh, asta din punct de vedere interacțiunilor mea. Mai Sandu de-a lungul timpului s-a confruntat cu tot felul de reacții și comentarii răutăcioase pentru că tot este singură, nu are copii și au fost, bine, stereotipurile astea clasice, că dacă nu ai copii înseamnă că nu-ți pasă de copii altora și tot așa mai departe. Cumva a reușit să scape de etichetele astea. Schimbă ceva dacă o femeie are familie, are copii. Asta o face mai responsabilă față de munca pe care o faci ca să combatem stereotipul ăsta. Uh. Nu știu, deci eu pot să vă spun că deci, eu sunt o persoană de, de când eram foarte mică, uh, îmi, îmi, plac copiii foarte mult, deci eu că eram sora mai mare, aveam uh, și uh, deci, rude, încă întotdeauna îmi plăcea să stau cu copii, acum sora mea are trei copilași, de la, deci de la vârsta de 2 ani până la 6 ani, sunt micuți, sunt foarte apropiată cu ei, deci ei uh, deci vorbesc, acum îi văd prin FaceTime, dar și înainte. Deci eu, eu locuiam în Los Angeles, ei locuiesc în Philadelphia. E o distanță cu 5 ore cu avionul să ajungi dintr-un oraș în altul. Deci nu s-a schimbat foarte mult. Acum suntem la 9 ore în loc de 5 cu avionul. Dar îi văd destul de, 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 des, totuși reușim să-i vedem. Deci, mie, deci eu, am, eu cred că întotdeauna am avut așa o afinitate față de copii. N-am experiența proprie de a fi uh, mamă. Uh, dar eu cred că am toate, de deci ce nu cred că asta înseamnă că eu sunt mai puțin, uh, nu știu uh, un om decât altă persoană care mai, nu mai puțin dornică să schimb lucrurile spre bine. Exact. Că percepția asta că dacă ai copii aici în Republica Moldova neapărat vrei să bagi la pușcării corupții și tot așa E o chestie eronată Să vorbim despre concursul pentru funcția de șef, procuror șef al Procuraturii Anticorupție Cum a venit această decizie de a depune dosarul? Cineva v-a îndemnat să o faceți? Nu, m-am gândit foarte mult înainte de a, a aplica. Eu chiar țin minte momentul când am decis uh, să o fac, pentru că am aflat că s-a schimbat legea uh, ca să pot de Deci înainte de asta nici nu eram interesată, pentru că înțelegeam că nici nu pot uh, candida la așa o funcție. Dar după ce am aflat că legea a, a trecut, mă gândeam uh, la opțiunea de a aplica și primile, nu știu, câteva săptămâni când mă gândeam, ziceam că nu pot eu să aplic, nu sunt eu calificată, nu e posibil să vin din alt sistem, să fiu șef la o dragă procuratură, deci nu, nu cred că pot face eu, nu, nu sunt calificată să fac așa ceva, dar eram, țărinte eram în avion și mă uitam pe geam afară la nouări și mă gândeam la colegii mei bărbați în procuratură și mă gândeam dacă unul dintre ei vreodată s-ar întreba sunt eu calificat pentru așa o funcție? Și mi-am dat seama că ei toți ar, ar spune, nu, clar, nu că sunt calificat. Deci niciunul din colegii mei bărbați, pe care eu îi respect, ce deci am foarte mult, nu s-ar opri să întrebe așa o întrebare. Și eu cred că noi, ca femei, de fapt, asta e un lucru care îl facem poate prea, prea des. Poate asta e bine, dar cumva chiar ideea că, uite, colegii mei bărbați, care, can, au unii dintre ei au plecat din Procuratură să candideze să devină membri în Congres. Alții au plecat să devină și au devenit judecători și multe alte lucruri. Cumva asta m-a inspirat că, uite, dar dacă chiar sunt calificată, dacă eu chiar totuși iau acest pas să aplic, să vedem dacă ce, ce s-a întâmplat. Și deci. am vorbit, deci da, am vorbit cu uh, părinții mei, cu rude, cu prieteni, să-i să întreb ce cred. Și aproape toți au spus că, da, fă-o! fă-o, da. Deci n-am avut, avut persoane care să spună că nu, ci cu tine ești cu totul, deci să faci așa ceva. Au fost mesaje foarte pozitive de la, de la persoane cu care m-am consultat. Contează susținerea, în special la celor apropiați. Deci decizia a fost personală, n-a fost influențată de cineva de la guvernare de aici, din Republica Moldova. De genul, doamna Dragalin, veniți aici, depuneți dosarul și probabilitatea este foarte mare că o să câștigați. Da, cu siguranță, nimeni nu mi-a spus că există careva probabilitate că o să câștig sau nu. Deci, eu până în ultimul moment nu știam dacă o să fiu eu câștigător sau nu. Dar nu pot să spun că nu. Deci, pentru mine, eu totuși mă uitam la situația din Moldova la moment și am decis să vin anume acum. Eu pot să spun, cred că, deci. Am fost influențată despre faptul că deci eu o respect foarte mult pe, pe doamna președinte, deci eu cred că dacă ea n-ar fi în funcția pe care o are, nu știu dacă aș fi candidat în acest moment în, în situația în care suntem. Cumva asta mi-a dat speranța, curajul să aplic așa că... Din, din... Pentru abordarea pe care o are față de situația din Republica Moldova sau pentru că este femeie în funcție? Ambele, eu cred că, deci ambele, pentru că să, să deci, da, pentru mine e o, e o inspirație, deci așa, așa, că avem așa un, un lider la noi în, în țară și m-a, -a, deci m-a încurajat deci pentru mine asta a fost deci am decis să, să iau acest pas, a, anume pentru că schimbările care, care au avut loc în ultimii câteva ani, a, din punct de vedere deci cât de mult se vorbește despre faptul că ne dorim o justiție reformată, ne dorim o luptă adevărată cu corupția, deci eu, deci asta m-a încurajat să vreau să candidez la această funcție anume acum. Cu Maia Sandu, ați vorbit ceva despre preluarea funcției de procuror șef? Uh, deci când am, intrat, când am venit în Republica Moldova, în prima mea zi, la 1 august, uh, ea a fost uh, prezentă la Procuratorul Anticorupție împreună cu uh, și alte uh, persoane de la CSP, la Ministerul de Justiție, Uh, și am avut ocazia atunci să să vorbim. Uh, până și atunci nu, deja când ați venit să preluați funcția? Până, deci, până atunci, deci când am, am avut ocazia să ne întâlnim atunci pe, uh, pe 1 august, uh, și deci, da, deci am, am avut șansa să, să vorbim în ziua aceea. Ea s-a adresat la întreaga Procuratură uh, Anticorupție. Uh, deci, de, de, de atunci, avem mai multe. Am avut ocazia să ne întâlnim de mai multe ori, să vorbim de mai multe, pe mai multe teme care vizează Procuratura Anticorupție, inclusiv reforme deci legislative și altele. Deci, continuăm să avem o, o relație profesională. La acel moment au apărut mai multe discuții, inclusiv în presă, inclusiv pe rețelele de socializare, că mama noastră este finanțator sau a donat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate și respectiv partidul răspunde în acest fel acceptându-i fiica în funcție de procuror șef. Eu cred că am făcut o postare câteva luni în urmă unde am dat careva detalii, nu le țin minte acum exact, dar eu cred că am, deci mama și tatăl meu au donat ceva sau 1000 sau 2000 de dolari. Deci în limita, nu țin minte care e limita, în limita care prevede legea. Deci o sumă Destul de modestă, da? Deci, eu cred, eu când am postat am spus ceva de genul că nu cred că funcția Procuraturii Anticorupție, de șefa anti Anticorupției, poate fi cumpărată cu așa o sumă, pentru că, de fapt, funcția asta nu are uh, preț, din punctul meu de vedere. Deci, eu consider eu că e deci, o acuzație destul de absurdă să spui că o donație... Deci, tot de... din, din categoria atacurilor care au urmat și după. Cum a fost concursul? Deci atunci când depui pentru o funcție în Statele Unite și când depui pentru o asemenea funcție în Republica Moldova. Cât de complex a fost pentru că era nevoie de anumite acte confirmative și tot așa mai departe. Da, din punct de vedere birocratic a fost mult mai complicată Moldova pentru că trebuia fel de fel de acte, dar din punct de vedere de experiență, deci în procesul de interviu, ca să devin procuror în Statele Unite, a fost mult mai intens cu mult, mult mai, mai intens, pentru că am avut mai multe runde de interviuri cu mai multe grupuri de procurori și ei, cred că intenționat, asta e un fel de stil acolo, a, deci erau foarte agresivi în întrebările care le puneau și ne puneau inclusiv întrebări, a, deci, de exemplu, îți da o, o situație și te întreabă cum ai califica asta, cum ai acționa în așa caz, deci aici, pentru funcția de procuror șef a Procuratului de Corupție, nu am fost întrebată care va. Deci, lucruri de procedură sau, sau alte lucruri. Deci, procesul de a aplica, de a deveni procuror, de acolo eram deci, procuror simplu și a trebuit să trec prin așa un, un proces. A fost mai mai intens din punctul meu de vedere decât aici, dar procedura de a. pentru mine a durat destul de mult ca să. Deci, a trebuit să-mi scriu un plan de management instituțional. Asta, deci, asta mi-a luat destul de mult efort să mă gândesc. Deci, ce, ce, ce aș vrea eu să fac ca șef aceste instituții. L-am scris, e public acum la noi pe site, uh, am scris o scrisoare de motivare, deci de ce vreau să candidez uh, și eu au trebuit să acumulez anumite acte, da? Nu a fost așa de complicat. Unicul lucru care a fost complicat eram în Statele Unite și n am putut, deci nu puteam veni în Moldova pentru că, deci, situația de, de război am... Am avut un zbor programat să vin să fac careva lucru și a fost anulat și n-am reușit să vin în persoană în, în Moldova în perioada aceea. Cinci ani este mandatul, un an deja s-a consumat și iată atunci când s-a împlinit un an de la preluarea funcției de procuror șef, Consiliul Superior al Procurorilor a publicat opinia separată a trei membri pe marginea concursului. În opinia separată a celor trei membri CSP se menționează că diplomele de studii ale dumneavoastră au fost prezentate în copii și nu au fost traduse în limba română. Ori studiile au fost făcute în Statele Unite și respectiv trebuiau traduse. La fel, la fel diploma nu a fost echivalată în Republica Moldova. Și poftim, s-a început marele scandal că studiile nu-i permit. Veronica Dragalin să preia aceasta, să rețină această funcție și concursul trebuie anulat și tot așa mai departe. Tam-tam pe canalele de Telegram, rețelele de socializare, a trebuit să veniți și cu o reacție, știu că și mama noastră a făcut o postare despre studii, cum sunt ele acolo clasate. Scandalul ăsta cu, cu diploma, Cât de argumentate sunt declarațiile celor trei membri ai csp deci, în primul rând, un lucru care vreau să noteze, deci această opinie uh, separată a fost, deci data, uh, dacă nu-mi greșesc, era 30 mai uh, 2022, uh, deci asta s-a întâmplat înainte de a avea eu interviul față de toți membrii CSP și înainte de a lua ei decizia finală despre pe cine se desemneze totuși câștigătorul acestui concurs, deci au ridicat careva probleme din punctul lor de vedere față de diplomele sau studiile sau așa alte lucruri amele. Eu am privit live ședința CSP atunci pe 30 mai și am văzut că aceste lucruri au fost deci, ridicate de, de, un membru CSP. Și ca urmare am trimis o scrisoare către toți membrii CSP și am atașat, deci, de exemplu eu original le-am trimis copia scanată a diplomei, pentru că nu scria nicăieri că trebuie să fie în un anumit format. După ce am văzut ce deci cea problemă care a ridicat-o, eu aveam actele la notar, oficiale și planul meu era să le aduc fizic în Moldova când vineam la interviu în persoană, care n-am reușit să fac pentru că zborul a fost anulat. Dar deci când am auzit că sunt careva întrebări am trimis copii uh, de la notar Autorizare. oficiale, deci ca să fie clar că asta nu-i doar o copie deci, și aveam și originalele care le puteam aduce când deci eram deja în Moldova. Deci am trimis informații suplimentare, inclusiv le-am trimis uh, deci uh, transcript, nu știu cuvântul în română, unde arată transcriptul, da. transcriptul arată toate clasele care le-am luat, ce notă am primit la fiecare, deci am trimis toate lucrurile acestea, le-am explicat cum lucrează sistemul din uh, Statele Unite și din Republica Moldova și eu am înțeles că deci, după ce am prezentat toate aceste alte acte, fiindcă în uh, interviul cu CSP nu s-a mai ridicat întrebarea. Eu, din punctul meu de vedere, am răspuns la aceste a, întrebări care au fost ridicate în opinia asta separată. Deci, din punctul meu de vedere, opinia separată, deci nu a fost dată după ce m-au desemnat pe mine câștigător. Au fost ridicate în procedura de concurs. Și dacă eu era am ceva răspuns, neconform, era să. Da, deci, din punctul meu de vedere, putea cumva CSP la final să decidă să ia alte decizii. Faptul că m-au desemnat pe mine câștigător, eu cred că. Demonstrează că, până la urmă, am satisfăcut deci toate condițiile necesare, conform regulamentului, lege și tot restul. Întrebarea simplă și răspunsul vreau foarte scurt: studiile pe care le aveți, vă permit să dețineți această funcție? Acum vă pot spune cu siguranță da, pentru că a fost echivalat de Ministerul de Educație Republica Moldova. Deci, acum, când s-a pornit tamtamul ăsta? Nu, eu l-am făcut deci după ce am ajuns în Moldova. Am făcut cererea care trebuia, să, la ministerul uh, care trebuie să. Și am așa un certificat care spune că, da, studiile mele din uh, Statele Unite uh, sunt uh, echivalente uh, în Republica Moldova. Deci, eu am actele care trebuie, uh, da, le-am făcut când am ajuns în Moldova și nu cât eram în uh, Los Angeles. Dar asta nu schimbă faptul că eu am studiile necesare. Le aveam și atunci, deci faptul că un minister a semnat un document, asta nu schimbă uh, faptul că eu aveam am studiile uh, necesare. Mai erau argumentele unora care spuneau că studiile au fost făcute în biologie și chimie, dar nu în drept, și că masteratul nu sunt studii complete. În Statele Unite funcționează diferit. Decât da. Știm, noi în Republica Moldova, master în Statele Unite, înseamnă studii complete și omul este specialist, nu cum în Republica Moldova poți face master un an și cumva ai studii de masterat, dar ele... Da, deci în Statele Unite tot există un master, dar asta e altceva. Deci, Juris doctor, asta e alt fel de diplomă ca să devii uh, jurist. Nu e master, deci pentru că master este altceva, se cheamă master's degree. Deci, masterat. Acesta e un, deci o, o diplomă specifică care fiecare procuror, fiecare judecător din Statele Unite are așa studii pe care le am și eu. Deci aceste studii sunt cele care sunt necesare în Statele Unite ca să devii procuror. Înregistrările audio care au fost făcute, înțeleg că în cadrul unei ședințe organizate de dumneavoastră cu procurorii și ofițerii Centrul Național Anticorupție. Nu, deci ofițerii nu au participat la acea ședință, erau doar pro, deci, colectivul Procuratorul Anticorupție, dar colectivul nostru includ procurori, consultanți și ofițeri care sunt detașați la noi, deci ei permanent, deci la noi în instituție, dar nu erau ofițeri CNA. Înregistrarea a fost publicată pe 14 iunie, o frântură dimineață, după aia seara a fost plasată o înregistrare de 18 minute, înțeleg tot incomplet, a fost și uh, ceva înainte de asta. Uh, ați mai aflat cine a făcut-o? Persoana în cauză, o știți? Uh, eu cred că da, dar deci, nu am persoana n a recunoscut, uh, că da a făcut-o, dar eu cred că uh, am suspiciunile mele cine, cine a făcut-o. Cu ce scop a fost făcută această înregistrare? Pentru că eu, ședință internă, nu sunt acolo informații secrete de stat ceva. Eu cred că a fost făcută cu scopul care a și urmărit, deci că a, a urmat. Deci, denigrarea mea, atacul meu, deci am văzut reacțiile la această scurgere, unele persoane în societate cum au reacționat, a, au fost depus o plângere la CSP în privința mea, au fost depuse, a, deci da, au, au urmat careva consecințe negative a, împotriva mea. Să amintim ce a fost în acea înregistrare audio În prima frântură Vă amenințați subalternei Cu percheziții matinale față de copii Față de soții și tot așa mai departe Spuneați acolo că eu chiar singură Vreau să vin să văd Cum se întâmplă asta Și aici în cazul celor care sunt corupți Care au luat mită Corect. Nu mergeți la colegi Pur și simplu faceți percheziții Și eu mă întrebam Cine ar putea fi deranjat de asta Că nu este un abuz Omul, dacă merge la o percheziție, există un mandat care permite asta, din exact. partea unui judecător? Sau o poate exact. face procurorul șef al Procuraturii Anticorupției fără mandat? Nu, deci, așa, așa. Deci, eu dau exemplu, pentru că eu, în funcția mea, ca procuror șef al Procuratorului Anticorupției, chiar am participat. Deci, am fost la fața locului, nu am participat, dar am fost la fața locului, când a avut loc percheziții la un procuror pe care noi. Îl investigam pentru că era implicat în luarea de, o mite de 10.000 de euro. Deci eu am vrut și eu personal să fiu acolo, să mă vadă acest procuror, să spun că eu Veronica Dragalin, procura, procuror, șefa Procuratură Anticorupție. Sunt aici, în această clădire, care e o procuratură. Noi, deci eu am fost nu acasă, dar la birou, pentru că a fost percheziție și acasă. Eu am intrat în procuratură, m-am identificat să mă audă și șeful și tot restul, să fiu acolo prezentă, să uh, mă adresez, să-i spun careva lucruri din punctul meu de vedere. I-am spus procurorului uh, vizat uh, că eu cred că corupția din sistemul de justiție e cea mai periculoasă, că eu noi în Procuratul Anticorupției o să depunem tot efortul să tragem la răspunde, răspundere anume procurori corupți, care prin acțiunile lor denigrează întreaga reputație noastră. Uh, Le-am am explicat cât de, de important uh, sunt aceste cazuri. Uh, și deci uh, am vrut să văd dacă această persoană vrea să coopereze, să recunoască, să ne spună careva lucruri. Persoana nu a dorit, care tot dreptul acestei persoane, uh, dar eu am considerat destul de important să fiu și eu acolo ca să înțeleagă persoanele, uh, în mai ales persoanele din sistemul de procuratură, cât de mult uh, eu personal Uh, cred că deci trebuie să fiu, să, să fiu implicată, să, să avem succes pe așa fel de investigații. Deci, eu la așa lucruri mă referam. Deci, dacă o să ajungă ziua când un procuror din Procuratorul Anticorupție va. Deci, vor fi autorizate percheziții sau alte acțiuni, eu personal consider că deci aș vrea să fiu prezentă pentru că aș vrea să mă uit la persoana dată care până acum a fost subalternul meu, care a lucrat în echipa mea ca să combatem corupția în țara asta. Deci eu vreau ca ei să cunoască că dacă va veni ziua când cineva o să-i tragă la răspundere, nu o să facă altcineva, o să fiu și eu personal acolo. De ce ați menționat în prezența copiilor și în prezența soțiilor? De ce a fost importantă această mențiune? Deci eu în cariera mea ca procuror am participat la foarte multe percheziții și eu știu cam cum arată unul, mai ales dimineața, da? Deci asta e aproape totdeauna le faci. faci, la prima oră pentru că vrei să te asiguri că persoana este pe loc și cumva surprinsă și deci nu o să aibă o șansă să-și șteargă telefonul și alte lucruri. De multe ori asta înseamnă că familia e acasă, pentru că o faci la 6 dimineața, la 7 dimineața, la 8, deci la cum, cum, scrie în mandat. A, eu am menționat acest lucru pentru că noi ca procurori toți știm asta. Da? Deci noi toți știm că între în casă anume la așa oră și de multe ori sunt prezent și familia. Eu am menționat familia pentru că până la urmă din ceea ce experiența mea ca procuror, eu cred că unicul lucru care contează pentru oameni care decid să participe în așa scheme este deci, membrilor de familie, pentru că ei la altceva nu se gândesc. Nu se gândesc la viitorul țării noastre, la cetățenii care suferă, deci la alte lucruri nu se gândesc. Se gândesc la ei singuri și la persoanele imediat în prejurul lor. Și deci eu am menționat acest lucru pentru că vreau ca ei să gândească că dacă continuă să participe în scheme de corupție până în ziua de azi, să gândească la consecințele care se afecteze nu doar pe ei personal, dar și membrii familiei lor. Deci am vrut să gândească la asta pentru că sper că prin asta vor avea soviste, obraz, temnitate până la urmă să nu mai participe în scheme de corupție. Deci asta e scopul meu să previn așa chestii pentru că e inadmisibil să avem așa oameni care lucrează în sistemul de justiție. După aia a apărut înregistrarea mai lungă de 18 minute unde pe lângă uh, faptul cu aceste amenințări uh, la adresa subalternilor că veți fi prezent acolo uh, se aude în, despre modul în care ați reacționat atunci când șeful APP Alexandru Musteață v-a scris despre faptul că adjunctul dumneavoastră Vasile Plevan care candidează pentru funcția de membru CSP, ar fi fost implicat în scheme de corupție. Și ați vorbit acolo desfășurat, în câteva fraze, ce s-a întâmplat acolo, ce bă, scrisoare ați primit, ce era menționat acolo. Și înțeleg că omul a trimis o scrisoare în care mințea deci, vă explic ce s-a întâmplat. Eu a trebuit să dau o explicație foarte amplă și înscris și la inspectorul procurorilor pe tema asta, fiindcă a fost pornit, deci cum am menționat, a fost depus o plângere împotriva mea la CSP. Deci, au trebuit să mă așez, să relatez exact ce s-a întâmplat și deci de asta țin minte foarte bine. Deci, am primit acea scrisoare Uh, am văzut că vine de la. Deci, noi primim foarte multe plângeri, denunțuri, uh, întotdeauna. Nu toate ajung la mine pe masă. Aceasta a fost adresată mie personal uh, și a ajuns la mine pe masă pentru că, deci, vizea uh, un adjunct de-al meu. De obicei, așa o plângere e examinată de un procuror, procuror de serviciu sau altcineva, care citește uh, scrisoarea și decide, conform codului penal, codul de procedură penală. Ce urmează să întâmple mai departe? Eu, în loc să-l dau la un procuror a, simplu, de rând, n-am considerat a, corect acest lucru pentru că era vizat un adjunct care are o funcție de, de conducere. Deci, l-am -am luat eu personal, în loc să-l dau la alt adjunct care, tot, de părea că n-ar fi corect. Deci, eu personal am citit această plângere și am întreprins pașii care fiecare procuror le respectă de fiecare dată când examinăm o plângere. Deci, în primul rând, trebuie să te asiguri că persoana care deci scălită de persoana dată, chiar e o persoană a, adevărată, deci care depune așa o plângere și nu e pur și simplu altcineva care a scris o plângere de numele Veronica Dragălin, fără ca eu să știu. Deci a, eu când am primit această scrisoare, o trebuit să o conform, deci să fie să conformată, cu, a, deci să fie persoana citată și în al doilea rând să fie preîntâmpinată că dacă depui o plângere falsă, poți purta careva consecințe penale. Deci noi asta facem cu fiecare persoană care depune așa denunțuri. Și eu am considerat corect să fiu eu personal, o persoană care o primește pe domnul Nusteață în audiență, pentru că avea funcția pe care o avea și l-am chemat la, deci i-am scris o scrisoare oficială înapoi să-i spun că deci consider că ar trebui să vină uh, să depună, uh, să întâlnească cu mine, dar i-am și menționat că am considerat foarte straniu că a trimis această scrisoare și la Comisia Priveting, pentru că asta e foarte ieșit în comun. Deci, când ai o plângere despre ceva, deci o trimiți la Procuratura Anticorupție și alte, alte chestii. Deci, eu am scris asta în scrisoare, l-am chemat la Procuratura Anticorupție, a venit și când ne-am întâlnit și am explicat că, uite, conform codul de procedură penală, eu întâi trebuie să vă preîntâmpin pentru că, uite, urmează, dacă, ai, dacă este careva informație în această scrisoare și nu-i adevărată, uh, puteți purta răspundere penală. Și vreau să vă întreb dacă sunteți gata azi, depuneți un denunț, deci cu răspunderea penală, să-mi dați mai multe detalii din ce ați scris în scrisoare, pentru că în scrisoare era destul de vag, ce scheme de corupție implicând procurori-judecători. Deci, eu m-am documentat înainte de a veni el la mine despre acest caz. Am aflat că decizia procurorului Plevan a fost menținută ca legală de procurorul ierarhic la acel moment, a fost menținută de judecătorul de instrucție, a fost menținută ca legală de curtea de apel. Deci a fost menținută ca legală în toate uh, domenii, deci uh, la toate etapele. Și, Respectiv, erau semne de întrebare, cât deci, de argumentată este. Exact, din, din punctul meu de vedere. Și după ce am explicat și l-am întrebat, de deci am vrut să aflu mai multe detalii despre ce, ce, ce a, de ce a scris această scrisoare, ce, ce detalii știi, cunoaște el, care cumva eu nu le cunosc și care nu le cunoșteau curtea de apel și curtea uh, de instrucție. Și după ce mi-a explicat, el mi-a spus mie că, deci, da, el a semnat această scrisoare, dar n-a pregătit-o el, altcineva i-a pregătit-o și el, de fapt, nu cunoaște detaliile și nu se simțea confortabil să denunțe oficial pentru că el, de fapt, nu -și cunoștea material. Și până la că urmă, care deci... care a fost scopul lui? A, asta o să să-l întrebați pe, pe El, că dar el deci, după a demisionat. Eu nu știu când, deci, cu, cu demisia, cu. Deci, la, dacă asta s-a întâmplat sau au luat așa decizie înainte de asta sau după asta, noi n-am vorbit despre faptul deci, ce se întâmplă în funcția lui. Deci, eu, pur și simplu, i-am spus, din punct de vedere. Uh, deci, când i-am spus direct, că deci, eu am considerat. Uh, deci, faptul că a trimis această scrisoare la Comisia Privete, mi-a mi -a ridicat foarte multe întrebări, dar, până la urmă, el, cumva, deci, și-a retras plângerea pentru că nu a fost de acord să depună. Un denunț conform, deci după ce a fost preîntâmpinat. Eu am întocmit o fișă de audiență care fac de fiecare dată când mă întâlnesc cu cineva, asta este în dosar, și până la urmă am închis această plângere pentru că nu este o persoană care a vrut să o mențină mai departe ca noi să examinăm mai departe denunțul. Care ar fi soluția ca să nu se mai repete asemenea scurgeri, ca să nu fie posibile? Pentru că înțeleg că în Statele Unite e un pic altă experiență, e un pic altă procedură. O soluție care am implementat-o imediat după ce am venit în deplasare a fost că la ședințele noastre care au loc în fiecare săptămână să nu-mi permit uh, telefoane mobile. Deci, până atunci, fiecare venea cu uh, telefon mobil uh, și deci am interzis acest lucru. Deci, la ședințele care le aveam noi săptămânal, acum uh, se interzic telefoane. Dar, clar că eu nu-i verific pe toți. Până la urmă, dacă cineva chiar. Vrea să pun un telefon în buzunar și să registreze, eu nu pot să-i. Uh, deci adică să... mergeți pe sovestea lor. Cam așa, da. <laughs> păi, ar trebui să existe ceva, un scanner la, la intrare, că altfel îi. E... Dar. Noi, cine, bazăm pe uh, buna conștiință a oamenilor care fac înregistrări și le scurg? Dar, până la urmă, noi, ca procurori, nu putem funcționa dacă nu avem telefoane mobile. Deci, a... ne trebuie. Păi, acest lucru. telefoane mobile de serviciu, nu ați încercat? Aș vrea să încercăm, poate, poate să, să avem telefoane de servicii care, dacă s-ar întâmpla așa o situație, am putea verifica telefoanele foarte repede și să depista cine a, a făcut. Asta ar fi o potențială soluție, dar până la urmă, cred că cea mai bună soluție este să curățăm Procuratorul Anticorupție de persoane toxice. Eu sunt de acord. Și sunt multe persoane toxice acolo, cum credeți? Prea multe. Unii cetățeni v-au cerut demisia după ce a fost publicată sau după ce a ajuns în spațiul public acea informație sau acea scurgere audio. Te mai mult ori mi s-a cerut emisia -ați de onoare. V-ați <laughs> da. gândit vreodată să depuneți mandatul? Nu. Care este relația dumneavoastră cu maia Sandu? Mulți văd anumite similitudini, modul cum vorbiți, determinarea, și tot așa mai departe. Comunicați? Da, cum am, a, deci, a, am menționat, avem ocazia a, să discutăm a, câteodată careva lucruri care vizează Procuratura Anticorupție. Corupție. Și deci în așa context a, am comunicat. A, cum am mai menționat, deci eu personal o admir ca persoană, ca președinte a țării noastre. Eu cred că ne reprezintă foarte. A, deci e, e foarte important reprezentanția noastră. A, este de hotare, deci cu omologii noștri din alte, pentru noi ca procuratură. Relația care o avem cu omologii noștri în alte țări e extrem de importantă, pentru că multe, multe din dosarele noastre ating și alte jurisdicții și asta înseamnă că succesul nostru depinde foarte mult de cooperarea din alte țări. Și deci noi la nivel de procuratură putem face careva eforturi să avem așa relații bune cu omologii noștri, dar este foarte important și la nivel politic. Deci când Moldova are o relație bună cu altă țară, asta ajută foarte, foarte mult. Cred că asta e și mai important decât pur și simplu la nivel de, de procuror. Deci eu ca procuror apreciez foarte mult efortul care îl depune doamna președinte la nivel de deci, relații internaționale, care până la urmă sunt foarte importante pentru lupta noastră cu corupția, pentru a, succesul nostru de a confisca bani de peste hotare care au fost sustrași la noi din țara, să le aducem înapoi în interesul a, statului deci a, aceste lucruri a, sunt importante și contează foarte mult și aici eu cred că Republica Moldova a, recent mai ales a avut foarte multe succese, deci summitul din a, 1 iunie faptul că au fost așa de mulți a, deci a, reprezentanți de mai multe țări aici, anume în Chișinău deci noi ca țară, eu cred că în ultimul an, doi, am devenit a, cumva, deci avem o, o voce destul de a, tare pe, în lupta cu corupția anume. În ce măsură Maya Sandu vine cu anumite sugestii și recomandări a, să dați prioritate anumitor dosare de nu, rezonanță? asta nu se întâmplă, deci nu, nu avem așa fel de, de discuții. Uh, deci noi discutăm, de exemplu, uh, eu știu că inițiativa pentru Curtea Anticorupție vine din partea președinției, deci uh, acolo este un proiect de lege unde noi participăm în grupuri de lucru pe, pe tema asta. Uh, am avut oportunitatea să adresez uh, Consiliul Suprem de Securitate, care deci tot doamna președinte o conduce să-mi dau părerea despre cum văd eu care sunt prioritățile Procuraturii Anticorupție anume, deci uh, Discutăm așa fel de lucruri instituționale, legislative, dar uh, dosare, conc, dosare concrete. Deci, eu înțeleg că sunt foarte mulți avocați, înculpați, uh, care ies la televizor și spun că asta e comanda uh, politică. Asta nu se întâmplă, deci nu, nu, nu avem. Deci, procuratorul Anticorupție, eu ca șef uh, sunt persoana care decide, uh, până la urmă, ca procuror ierarhic, ce se întâmplă pe anumite dosare. Și eu nu primesc indicații, uh, comandă de la, uh, de la cineva și deci uh, nu, nu sunt afectată în, uh, în activitatea noastră ca procuror. Ne consultăm doar cu procurorul general, care până la urmă tot decide care a uh, lucruri, dar altă alte influență în afara, uh, din afara de Corupție, din punctul meu de vedere, îi, deci este inadmisibil și deci nu, 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 nu se întâmplă. Acum să trecem la câteva dosare de rezonanță, mai exact la câteva personaje care figurează în dosare de rezonanță. Știu că nu atât de mult vă place să discutați pe subiectele astea, dar cetățenii tot așteaptă condamnări, așteaptă ca unii cetățeni sau unele persoane controversate care au fugit din Republica Moldova să fie readuse aici și judecate în țara care au sărăcit-o de-a lungul timpului. Ce se întâmplă cu Vlad Plahotniuc? Înțeleg că și dumneavoastră, la fel ca și noi, nu cunoașteți unde se află în prezent. Corect. Se discuta despre cipru de Nord. Am auzit și eu așa discuții, da. Nu ați verificat? Nu există o comunicare cu autoritățile de acolo? Deci noi am întreprins toate acțiunile a, din punct de vedere căutare internațională, a, care ne permite legea. Uh, și am trimis uh, în judecată chiar săptămâna asta dos un dosar în privința lui, în lipsa lui, pentru că legea ne permite asta și asta înseamnă că dacă reușim să obținem o condamnare, o să putem confisca bunurile care deja sunt înghețate, uh, care îi aparțin lui și deci dacă reușim să obținem așa cu uh, condamnare, chiar dacă el nu e aici în țară, cetățenii noș noștri o să beneficieze Măcar de la deci, averea lui care o să fie întoarsă înapoi în interesul statului. Ați solicitat celor de la Interpol uh, să o anunțe în căutare internațională pe Vlad Plahotniuc. Ei au refuzat. Care este argumentul lor? Noi nu întotdeauna avem uh, vizibilitate în, în deci motivația decizii de la Interpol. Uh, aici știm doar că deci, nu-i uh, nu anunțat. Uh, eu personal, la moment, nu, cunosc, nu știu dacă cunosc. Uh, deci nu cunosc detalii de ce anume în acest caz a fost refuzat. Dacă nu greșesc, e posibil că a fost deci, din partea avocaților motivat că e persecutat politic. Deci acesta e motivul cel mai des evocat de uh, invinuiți, și dacă nu greșesc, asta e, a fost motivul și pentru Vlad Plahăniuc. Dacă va exista o decizie finală sau o condamnare finală pe unul dintre dosarele în care figurează Vlad Plahăniuc, uh, Interpol ar putea revedea decizia? Noi oricând putem uh, să ne readresăm la Interpol cu alte informații, de exemplu, sau cu un alt uh, dosar și deci, de punctul nostru de vedere, o să analizăm când este oportun să facem așa ceva. În câte dosare este vizat Vlad Plahotniuc, în prezent în cadrul Procuraturii Anticorupției? Uh, nu știu numărul exact, dar vă pot spune. Deci, dosarul fraudă bancară, de fapt, e unul care unde a fost cu mult mai multe dosare conexate între unul uh, larg. Și acolo, deci noi am trimis acum un episod, dar mai figurează, mai sunt alte aspecte în fraudă bancară unde figurează uh, Vlad uh, Plahnic. Uh, plus avem uh, deci în dosarul uh, numit așa uh, Culeoc, da? deci cu uh, Igor Dodon, și acolo figurează după cum um, te cred că cunosc toți în videoul care a apărut. Deci, se mișcă dosarul ăla, pentru că avem impresia că nimic nu se întâmplă acolo. Există imagini video, în principiu e foarte clar ce se întâmplă acolo. Da, deci cazul în prevința lui Igor Dodon, care se află aici în țară, este deja uh, în procedura de judecată la Curtea Supremă de Justiție. Acolo au loc ședințe. Uh, deci, sunt, uh, deci se examinează probele. Dar există probe că Igor Dodon uh, urma să primească bani în acel culoc? Uh, deci, eu, a, deci e în desfășurare, nu vreau să comentez pentru că nu vreau să fie interpretat că a, eu a, influențez sau încerc să influențez cumva a, decizia, dar aceste deci, ședințe sunt publice, deci încurajez toți jurnaliștii și me membrii din, deci, din public să urmărească ce se întâmplă acolo și deci Procuratura va prezenta și prezintă a, probe, martori a, și alte lucruri care, din punctul nostru de vedere, demonstrează. A, deci, a, acuzațiile pe care le-am le -am adus în acest caz, unde este vizat și Vladimir Placăniu, deci investigația în, priv cu, în privința a lui se află la faza de urmărire penală încă nu a fost trimis în judecată. Uh, el mai figurează și în dosarul metal teros, care uh, recent a fost transferat de la PCCoc, la Procurator de corupție. Cine a solicitat asta? A fost uh, transferat de procurorul uh, general în telemar uh, și mai figurează și, și în altele, deci avem mai multe. Dosare care se află la faza de urmărire penală, unde este, sunt investigate mai multe aspecte, deci mai multe scheme, unde figurează Vladimir Plahotniuc. Dosarul unde este vizat Vladimir Placotniuc și care a ajuns în judecată recent, ce prevede acolo? Ce a comis? Acolo, ce deci, este vorba despre escrocherie și spălarea de bani și deci crearea sau și conducerea unui grup criminal organizat sau o organizație criminală. Deci sunt. Deci scrocherie și spălare de bani sunt aceleași infracțiuni pentru care a fost condamnat ilanșor, tot în fraudă bancară. Deci sunt infracțiuni similare. Plus aici avem, deci, și crearea unui. grup criminal organizat. Suma asta de 40 de milioane de dolari, cum. Da, deci aici. Care explicație? Da, pentru acest episod, probile din punctul nostru de vedere, demonstrează că această sumă de bani a fost sustrasă din cele trei bănci și ulterior, deci trecute prin mai multe companii în căpușă, offshore și tot restul, până au ajuns, deci în, până la urmă, să fie folosite, deci în interesul lui Vladimir Plahotnik prin companii interpuse persoane interpuse care le avea el și a fost cheltuite pentru fel de fel de lucruri, cum ar fi uh, procurarea unui, Deci o din această sumă a fost folosită pentru procurarea unui uh, avion uh, privat. Cât, cât uh, a achitat pentru un avion privat? Dacă nu greșesc, era aproximativ uh, 20 de milioane de dolari, dar nu nu știu, nu, nu țin sigur. minte, uh, nu țin minte precis suma. A, și alte, deci alte lucruri care deci probele demonstrează traseul banilor, pentru că, cum am menționat, a, deci, până la urmă nu poți șterge a, transferuri bancare care au loc, mai ales în afara Moldovei. Deci, în Moldova, noi știm că, de exemplu, au fost ars o, o, mașină plină cu acte, a, documente de la o bancă, a, dar, deci, totuși, rămân urme electronice despre ce se întâmplă, a, da, și mai ales când ajung în bănci în alte țări. Noi putem obține de la băncile respective din alte jurisdicții uh, rulaje bancare, documente, fel de fel de lucruri și reuși, deci am reușit să acumulăm foarte multe probe din, inclusiv din alte țări, să demonstrăm exact traseul deci banilor uh, din care au beneficiat Vladimir Platonov, Vladimir Andronache, care tot recent a fost trimisă judecată și și alții. Dar cât costă un zbor cu un avion privat? Figurează acolo în dosarul ăsta. Eu vă pot spune din experiența mea ca avocat: am avut un caz unde reprezentam uh, o persoană care a câștigat loteria uh, din Statele Unite, a câștigat 81 de milioane de dolari uh, și uh, a fost dată în judecată de prietenul ei care pretendea vreo jumătate din sumă. Și noi reprezentam câștigătoarea de loterie și eu știam foarte mult despre finanțele ei. Și știu că a procurat, de exemplu, un zbor privat, un avion privat. Pentru denza și prietenii ei din Los Angeles în Las Vegas și costul a fost 11.000 de dolari pentru zborul într-o direcție pentru un avion cu vreo nu știu, 10 persoane. În Republica Moldova s-ar putea să fie cam ceva similar? A, nu știu, eu nu, nu știu, dar deci cam așa ceva. Sunt mii și mii de... De dolar, cred că Dacă dolar. instanța îl va condamna pe Vladimir Plahotniuc și el în continuare nu va reveni în Republica Moldova? Îi luăm banii. Măcar asta. Acum nu puteți să-i luați bani, chiar dacă sunt înghețați. Ei sunt înghețați, dar îi putem confisca doar dacă este o, o condamnare definitivă. Păi, dar omul ăsta nu era deloc prost. Cu siguranță, grosul banilor a reușit... Să-i transferi din Republica Moldova în străinătate. Noi până... și acolo i-am înghețat. Deci noi am înghețat banii lui peste hotare. Câți bani de lui Vladimir nu sunt înghețați în prezent? Nu știu cifra exactă, dar ceva... Deci am identificat, a... cred că aproape de 100 de milioane de euro. Aproape de. eu, în Republica Când... Moldova cineva operează cu asemenea sume? Nu Republica. Deci asta da, deci în, și în, în altă general. parte. Uh, da, sume foarte. Deci vorbim despre o proprietate uh, în uh, Spania care are valoarea de 55 de milioane de euro, recent uh, sequestrată, deci uh, înghețată. Vile, care deci o vilă în Elveția de 26 de milioane de uh, euro aproximativ. Vile uh, în Franța, în România și în alte, uh, alte locuri. Și dacă o să fie condamnat aici la Chișinău definitiv, uh, aceste bunuri pot fi vândute și banii uh, recuperați în bugetul de stat al, al Republicii Moldova. Exact. Care sunt șansele, cum credeți că Vladimir Plahotniuc la un moment dat va veni de bunăvoie în uh, Republica Moldova și va depune mărturii și va coopera cu ancheta? N-am idee. Dar asta iar uh, micșora un pic din pedeapsă? Mm, a, nu știu dacă în Procuratura Anticorupție e într-o poziție să vrea să negocieze cu Vladimir Plahatniuc. De obicei, cooperez, deci negociez, să cooperez, să ajungem în vârful schemei. Nu negociez cu vârful schemei. Din punctul meu de vedere, persoanele în vârf merită toată pedeapsa. Ilan este în vârful, în vârful schemei? Da. Câte dosare există în prezent pe numele lui Ilanșor, Sau unde este vizat? Deci el a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, plus, deci trebuie să plătească în interesul statului 5,2 miliarde de lei, dar mai are, deci, statut de uh, bănuit în și în alte dosare, dar până la urmă eu cred că această condamnare definitivă, unde, deci, dacă ar fi întors înapoi în Moldova, ar merge la închisoare pentru 15 ani, și deci avem dreptul să recuperăm această sumă mare, enormă, de bani, inclusiv pe teritoriul Moldovei și în întreaga lume. Deci eu cred că aici deja cumva acoperăm niște sume extraordinar de mari. Deci asta e vorba despre 260 de milioane de euro. Deci sunt niște, asta e o sumă extrem de mare. Deci Noi vorbim despre Republica Moldova, cel mai sărac stat din Europa. Sumele astea de sute de milioane de euro, de unde au făcut rost de ele ei? au capturat trei bănci, da? Deci, până la urmă, trei bănci au posibilitatea de a acorda credite foarte, foarte mari și, deci, schema fraudă bancară a fost uh, bine pusă la punct să iai, să pre preiai conducerea acestor trei bănci, să faci tranzacții mai mari și mai mari și mai mari ca să poți avea creditul mai mare, mai mare, mai mare și, la un moment dat, se oprește cumva muzica, da? Și po nu poți plăti înapoi deci toți banii care i-ai scos și s-au învârtit așa de multe ori, i-ai scos din țară și a rămas cu un, un deci, o sumă neacoperită de un miliard de dolari. Deci o sumă extrem de mare, care până la urmă statul a, deci, a intervenit să acopere această sumă din bugetul statului, din. din deci, banii Știm, ce trebuie. În acea garanție de stat, acolo discuții interminabile. Dar ați reușit să îngheța, înghețați bunurile lui Ilanșor? În Moldova. Deci, da, deci pe teritoriul Republicii Moldova avem a, a, ceva aproximativ 1,3 miliarde de lei sequestrate. Ați început deja vânzarea acestor bunuri? Deci, aici ce urmează mai departe de fapt, procuratura nu are rol în acest proces. Condamnarea, deci decizia de condamnare merge la un executor judecătoresc și executorul judecătoresc are responsabilitatea mai departe să colect, deci să confiște toți acești bani. Asta sună incredibil. Omul ăla poate fi cumpărat corupt cu tot cu papuci de el nu, 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 nu e așa simplu. Deci noi, procuratura, avem sechestre foarte multe bunuri. Și deci, de fapt, ce trebuie să întâmple mai departe? E, deci, de exemplu, noi avem o clădire care e un milion de dolari, sequestrat. Asta înseamnă înghețat. Noi putem interprinde toate procedurile necesare ca acest sequestru pe această clădire de un milion de dolari să fie ridicat de procuratură și imediat pus sequestru de executorul judecătoresc, și după asta de deci este o lege foarte specifică de ce, ce se întâmplă mai departe. Și el pot vinde și persoană, banii ajung în Da, budget. această persoană, deci executorul scoate la vânzare, toată suma asta merge direct, deci, deci merge la Banca de Economii care de fapt, deci de acolo merge la Ministerul de Finanțe, deci în bugetul statului. Deci avem, este o procedură specifică. Uh, noi am discutat eu personal, m-am întâlnit și cu reprezentantul uh, de la Banca de Economii și cu executorul judecătoresc uh, să să ne asigurăm că tot, toate piesele puse la punct să putem proceda mai departe la confiscarea finală. În 2020, Republica Moldova a transmis Israelului cerere de extradare a lui Ilan Șor. Nu a primit niciun răspuns țara noastră. Înțeleg că acum ați transmis o cerere repetat după această condamnare finală? Deci, Ministerul de Justiție a trimis această cerere de extradare. Am, am avut comunicat Comunicare cu statul israel care a solicitat informații suplimentare, deci nu era vorba despre că noi am trimis și ei pur și simplu ne-au uh, ignorat. Uh, deci aveam ca țară comunicare cu ei, uh, nu procuratorul anticorupției, deci Ministerul de Justiție. Și acum recent Ministerul de Justiție a trimis o cerere suplimentară pentru că s-a schimbat situația. Deci înainte ceream uh, extradarea ca să poată participa în procedura de apel și acum solicităm extradarea ca să, ca să fie executată A, uh, și deci a fost recent uh, transmisă această cerere suplimentară la autoritățile din Israel. Și dacă ei nu îl extradează pe Elanșor pentru că el este și cetățean al Israelului uh, nu ar trebui să fie obligați să-l placeze acolo în arest după gratii? este și așa, așa opțiune, dar faptul că el e cetățean, deci a, a fost s-a -a născut în Israel, asta nu înseamnă automat că nu va fi extradat. El nu deținea cetățenia izraeliană când au fost comise faptele deci care au fost comise aici în Republica Moldova a, plus deci el nu era rezident în statul Israel când a comis faptele a, infracționale aici în Republica Moldova și deci acestea care va... A, a, Elemente în legea din Israel care protejează cetățenii lor, care sunt și rezidența statului Israel, la, când comit fapte. Deci, asta nu înseamnă că nu că, că nu va fi extradat automat. Dar, totodată, deci, e o decizie care o să ia deci, un alt stat. Noi am făcut tot posibil să explicăm de ce, noi ca țară, nu noi ca Procuratură, să explicăm de ce. Uh, ar, ar e necesar să fie extradat, dar mai departe o să trebuiască să ne bazăm pe deci, decizia care o să ia statul Israel. Care este rolul Procuraturii Anticorupție uh, în interzicerea partidului șor? Aici, uh, dacă vorbim despre decizia Curții Constituționale, uh, noi, deci uh, Curtea Constituțională a solicitat uh, informații de la Procuraturii Anticorupție care era relevantă la această decizie și noi am trimis uh, informație de, uh, care puteam la acea fază să trimitem din punct de vedere să nu afectăm ancheta uh, și deci din punctul de vedere am trimis careva materiale, deci probe din dosarul unde investigam finanțarea ilegală a Partidului Politic Șor uh, dar în rest nu am participat noi la ac acel proces care a avut loc la Curtea Constituțională Bine, acolo știm, dar ce probe a identificat Procuratura Anticorupție despre care puteți vorbi la această etapă? Sunt probe despre care noi cum, deci, informăm publicul când când au loc. Deci, Din uh, începutul anului 2022, uh, Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție, deci investigam uh, anume finanțarea uh, ilegală a partidului, uh, falsificarea rapoartelor uh, și deci am acumulat multe probe pe parcursul anului pentru că infracțiunea continua să... deci noi cu toții am văzut Protestele organizate, deci persoane care erau plătite să vină la Chișinău uh, să pună deci corturi în față Parlamentului și alte uh, locuri. Deci noi uh, documentam aceste lucruri, am făcut percheziții de mai multe ori, am ridicat uh, bani care se împărțeau noaptea în pungi negre. Uh, deci toate aceste tipuri de, de, de probe au fost prezentate înregistrări, uh, audio, uh, interceptări de la telefon videouri, uh, rezultatele de la percheziții, aceste probe am, am prezentat uh, curții uh, constituționale. Noi am văzut imaginile, dar uh, cum se întâmpla? cum ajungeau banii, o, o schemă, cum ajungeau banii în Republica Moldova? Uh, mai multe metode, deci, uh, uh, dar una dintre uh, ele, deci care deci a fost incluse în învinuirea, care a fost. Citită public în plenul Parlamentului, când a fost ridicată imunitatea Marinii Tauber. Deci, una dintre metodele care a fost demonstrate prin probe, probe sunt: deci erau persoane angajate de companiile afiliate cu Ilansor care zburau, erau plătiți să zboare tur-retur în 24 de ore din Moldova la Moscova și să vină înapoi cu o sumă de uh, aproximativ deci 8.000 de dolari, care e o sumă sub plafonul de 10.000 care trebuie să fie declarată, deci când zbori înapoi nu trebuie să spui la nimeni că vii cu așa sumă și când faci asta de multe, multe ori și ai multe, multe persoane care, care le fac, se adună o sumă destul de mare de uh, bani în numerar care după asta poate fi deci, distribuită într-un mod unde e mai greu să urmărești uh, traseul de bani când ajunge în numerar. Și asta înseamnă că fostul partid șor era finanțat din Rusia, inclusiv. Da, deci asta ar, ar, ar sugera deci, aceste probe că deci veneau bani din Rusia, care erau pe urmă, folosiți aici să plătească deci, salarii implic la persoane uh, angajate în, în partid uh, pentru uh, remunerarea pentru a organiza și transporta persoane care să vină aici la proteste, deci cam, cam, așa din punct de vedere a probelor descrise deja în învinuirea care a fost citită publică, așa funcționa. Soarta Marinei Tauber, ea câte dosare are? Deci este trimisă în judecată deja pe acest dosar de finanțare a partidului politic, inclusiv pentru acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și falsificarea rapoartelor, uh, care ea avea obligația să depună la uh, CEC. Uh, deci, acest dosar a fost trimis în judecată. Și uh, cu ce se pedepsește dacă va fi găsită vinovată? Cu închisoare? Până la șapte ani de închisoare sau amendă uh, cu privarea de dreptul de a deține o funcție publică, inclusiv, de exemplu, mandat de deputat sau altă funcție publică. Deci, asta prevede pedepsa pentru așa fel de infracțiuni. Vyacheslav Platon, știți unde se află, el se află în Marea Britanie, nu puteți localiza exact unde stă, dar l-au localizat cei din Marea Britanie și au discutat cu el, i-au dus la cunoștință, spuneați dumneavoastră, acuzațiile care sunt aduse. De ce este acuzat Vyacheslav Platon în prezent în Republica Moldova? Noi avem mai multe dosare aici pe uh, Vecesla Platon. Uh, Unele se află deja pe rol în instanța de judecată, unde au loc ședințe, unde sunt uh, audiați martori, prezentate probe. Dar aceste, uh, deci procedura la care v-ați referit dumneavoastră, sunt trei dosare diferite, uh, unde are statut de invinuit. Unul dintre ele e dosarul, uh, deci, Procurorul General suspendat, deci dosarul unde. Uh, ale, deci acuzația este că vece Slapaton a plătit o mită procurorului general suspendat ca să fie scos din penitenciar să -i fie rezolvată uh, deci să fie uh, deci rezolvat uh, cazul lui penal Ați uh, adunat probe? Deci avem, deci, în primul rând, acel dosar în privința procurorului general suspendat deja a fost trimis în judecată toamna trecută, deci trimis în judecată pe acest aspect. A, și cumva, deci, cazul în prevința lui Platon e oglindă, da? Deci o persoană accepte și o persoană dă a, un beneficiu sau a, mită și deci acest dosar e unul dintre cele trei care a, unde a fost înaintată învinuirea și sunt încă două despre a, careva, deci, cu a, companii de asigurări, atacuri, rider, mai sunt și altele care îl dezează pe, pe, pe dânsul așa mod. Care tot sunt în desfășurare. Acolo, deci e vorba despre trei investigații unde s-a ajuns la, la faza finală a urmăririi penale și e gata să fie trimis în judecată. Dar sunt altele trei care deja sunt pe rol în instanțele de judecată. Gheorghe Cavcaliuc, există dosare în legătură cu această persoană? Da. Care? Sunt deja pe rol, sunt înaintate deja în A, eu știu instanță. că și procuratura și PC Cox are a dosar în provința lui și eu nu cunosc detalii din acel dosar, dacă nu greșesc, noi mai recent avem o procedură un dosar penal care a ajuns deci, la CNA în conducerea în Corupție pe împușcături ilicită. E Igor Dodon. Foarte mult s-a discutat despre uh, dosarul Culioc, unde el este vizat și înțeleg că a ajuns deja în judecată. Mai este vizat și în alte dosare? Nu știu dacă are uh, ce statut are anume uh, Igor Dodon, dar uh, în general știu că aveam și alte dosare pe finanțarea ilegală a Partidului deci PSRM uh, și uh, deci în privința al, deci careva lucruri care au avut loc în 2016 și altele în 2020. A, deci, a, cred că. A, dar nu cunosc detalii. Deci, dacă el anume are statut în aceste alte dosare. Cunoașteți detalii despre Vlad Filat? Sunt dosare unde este vizat? Da. Ce dosare? În primul rând, el a fost condamnat definitiv, a, inclusiv până la Curtea Supremă de Justiție. Și aici vreau să menționez că deci, a, decizia de, de vreo câteva luni în urmă de la CEDO că i-a fost încălcat dreptul pentru de a avea un proces public pentru că ședințele judecată au avut loc în mod închis și nu uh, public. Asta nu înseamnă că condamnarea uh, și vinovăția lui uh, a fost uh, deci uh, negată de CEDO, deci nu Curtea Europeană nu a, a cum? Deci a ajuns la concluzia că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil sau că i-a fost încălcat alte drepturi, alte drepturi care pun la îndoială venuvăția sa pe acel dosar? Dar ăla nu a fost un dosar politic? Deci pe bune Vlad Filat a fost condamnat pe drept, pe dreptate? Da. Există probe în acel dosar? Da, deci este o sentință de sute de pagini care descrie foarte clar probele care au stat la bază în acest dosar, concluzia, deci instanței de judecată, deci da. De... În baza autodenunțului lui Ilan Șor? Da, ce, e vorba despre acel, acel, caz, da. Și care va fi soarta lui Vlad Filat? Sunt șanse că va reveni în penitenciar? Pe acest dosar nu, pentru că el deja a, deci a executat latera, deci, de în la închisoare, dar a, există și a, deci confiscarea de o sumă de, dacă nu greșesc, 472 de milioane de lei, deci asta e aproximativ 20 de milioane de euro, a, care trebuie să fie încasate de la Vlad Filat. Până în ziua de azi, aproape zero din această sumă a fost încasată pentru că, deci, în Republica Moldova, executorii judecătorești care erau responsabili să caute aceste bunuri, a, nu au găsit bunuri uh, care îi aparțin uh, dumnealui. Păi Vlad Filat a fost la fără protocol și spunea că el nu mai are bani acum. În general, îl închiriază o locuință, nu are nici mașină. Înțeleg. Deci, înțeleg că asta uh, spune dumnealui. El are și un alt dosar uh, care e pe rol deja judecată pe spălarea de bani. Uh, și, deci, uh, avem și alte, uh, alte elemente care îl vizează pe... Ați încercat să discutați cu Vlad Filat să depună mărturii eu personal nu, știu că a avut discuții cu procurorii, dar cu mine personal nu Cum credeți, cei care au uh, comis furtul miliardului vor ajunge să răspundă pentru faptele lor cândva? Eu cred că da, în primul rând uh, deci averile lor pot fi confiscate chiar dacă ei rămân fugari, da? Deci uh, eu cred că aici o să reușim să avem succes pentru că, cum am menționat, am Pus sechestru, deci am înghețat foarte, deci o sumă foarte mare de bani. Deci, ei, în total, dacă nu greșesc, sunt șapte miliarde jumate de lei a, care au fost a, înghețați, inclusiv în Republica Moldova și peste hotare. Și dacă reușim să avem condamnări definitive, înseamnă că măcar vom deci, putea obține bani mulți în interesul statului, dar sunt și persoane vizate în dosarul fraudă pe care au fost trimis la judecată, care nu se ascund. Deci, ei sunt aici. Noi știm unde sunt dacă vor fi condamnați, da, deci pot să ajungă la ce se întâmplă cu cei care au fost în naturajul lui Vlad Plahotniuc? Andrian Candu, Mandronache, Nichiforciuc? Andronache are, deci acum e în arest la domiciliu, are dosar în judecată anume pe un episod din frauda bancară care a ajuns în judecată deja. Deci noi avem mai multe dosare pe mai multe persoane, inclusiv... Iurie Leancă, el tot îi trimis judecată pe dosarul, deci achiziționarea aeroportului. Deci înțeleg că acolo, pentru că așa în spațiul public se creează impresia că tot batem pasul pe loc în legătură cu furtul miliardului. Nimeni nu ajunge să fie pedepsit, bani nu vedem întorși în bugetul de stat și tot așteptăm. Eu, deci avem condamnări, cum am, am menționat, și eu sper să reușim acum cu recent condamnarea lui Ion deci și confiscarea bunurilor care sunt deja sequestrate aici pe teritoriul Moldovei și eu sper să reușim să mai, deci să continuăm să identificăm bunuri peste hotare, uh, vile foarte uh, prețioase în alte țări, de lux uh, și și alte lucruri. Ce ar trebui să se schimbe în Republica Moldova ca să se miște mai rapid investigațiile pe dosarele de rezonanță? Eu cred că la capitolul de investigații noi avem multe care deja s-au -au finisat. Eu cred că avem mai mare problemă în instanțele de judecată pentru că acolo durează foarte, foarte mult. Deci după ce ajunge dosarul în judecată, a, deci durează foarte mult să avem o condamnare, mai ales o condamnare definitivă. Ele nu pot fi prioritizate cumva? Eu cred că ar trebui să fie prioritizate și cred că inițiativa de a crea o curte specializată pe a, deci dosare anticorupție, a, pe dosare de corupție, deci, asta ar fi scopul până la urmă. Să putem concentra careva resurse, să putem desemna careva persoane care o să aibă responsabilitatea doar pe dosare de rezonanță, să le putem mișca cât mai repede, pentru că la moment, judecătorii din republica Moldova, deci sunt foarte încărcați, au foarte multe dosare pe rol, inclusiv dosare pe cazuri contravenționale, deci cazuri mici, dacă care au termen de prescripție foarte scurt și trebuie să fie examinate foarte repede și atunci e foarte greu să-ți programezi ședință de judecată pe dosarele noastre de, de, rezonanță. Deci eu cred că trebuie să depunem cu toții în societate un efort să ne asigurăm că în judecată, când ajung cazurile, sunt miște cât mai repede. Eu personal cred că deci, sistemul din de Statele în Unite unde practicam eu, deci o procedură de judecată se începe luni dimineața și merge de dimineață până seara și pe urmă marți, miercuri, joi, la rând până se termină. Deci pentru mine asta are cu mult mai mult sens. Deci să le faci consecutiv exact, exact. până termin. Și atunci ai scos măcar unul la capăt. Deci... Dar asta ar trebui să se întâmple odată cu reforma justiției, deci asta ar fi o modificare dacă Republica Moldova decide să, să facă așa ceva, deci ar trebui să fie modificat codul de procedură penală, să pre prevadă așa ceva. Deci noi la moment deci nu, nu, avem așa model în Moldova pentru că în sistemul continental e altfel, dar pentru mine, deci eu personal cred că asta ar fi o soluție. Deci noi am avea în primul rând ca societate o vizibilitate cu mult mai bună în, într-o procedură, pentru că am înțelege. Deci ai înțelege. Deci azi un martor spune un lucru, mâine alt martor spune alt lucru, tu poți, tu ții minte ce a spus unul și spune al doilea, ți mai clar. Deci ai o poveste întreagă despre ce s-a întâmplat și ajungi la o concluzie cu mult mai repede. Deci dosarul despre care l-am menționat, uh, corupția, deci schema cea e complicată de corupție, noi l-am terminat în, cred că, 15 zile. Pentru că de dimineață până seara, deci am adus toți marturile, deci unul după altul, după altul. Dar la noi 5 ani. Exact. Deci eu cred că aici, nu știu, poate asta ar fi o sugestie. Am o curiozitate mai mult așa personală. Deci în ultima jumătate de oră ați vorbit despre sume enorme de bani și averi care urmează să fie confiscate dacă va exista o decizie definitivă și revocabilă în instanța de judecată oameni extrem de importanți, vizați. Nu vă este frică că la un moment dat oamenii ăștia s-ar putea uni sau și-ar putea uni forțele împotriva dumneavoastră și acele atacuri care au fost până acum să fie floricele și să urmeze ceva mai dur? Pentru că e vorba de sume enorme de bani și atunci când se discută despre așa bani, oamenii sunt gata la orice. Da, eu cred că a, anume de asta, deci... A, dar nu numai eu personal, da? Deci, pentru că nu sunt doar eu responsabilă uh, de soarta lor. Deci, toți procurorii și ofițerii care lucrează la aceste cazuri sunt persoane uh, care sunt expuse la riscuri, uh, chiar și, deci eu, și eu cred că aveți dreptate. Eu cred că aceste persoane, la moment, sunt cumva consolidați pentru că au un scop comun să să se opună la schimbările care încercăm să le facem în sistemul de justiție, în lupta cu corupția să rămână tot așa cum a fost întotdeauna să nu avem careva succes adevărat. Sau să nu ajungă la pușcărie da. sau să-și păstreze o parte din avere. Da, da deci motivele infractorilor sunt foarte deci motivante pentru ei. O întrebare care se cere, cât de obiectivă sunteți? Dumneavoastră. Și în ce măsură puteți face diferența dintre nemulțumirea cetățenilor care și doresc la pușcărie, pentru că așa vrea poporul cei care au furat să răspundă pentru asta. Și ceea ce privește legea. Pentru că până la urmă, toți suntem cetățeni, avem o opinie personală. Ați fost mult timp în Statele Unite, ați citit presa de aici, presa creează o anumită imagine față de aceste persoane. Unii poate au argumente că sunt nevinovați, alții pot demonstra, alții nu. Cât de obiectivă sunteți? Deci întreaga mea carieră, deci eu întotdeauna m-am am bazat pe lege, pe probe, pentru că eu înțeleg, este un lucru că să am eu o opinie despre ce cred eu despre o persoană în, învinuită într-un dosar, dar ce contează e ce putem demonstra cu probe obținute în mod legal, Într-o instanță de judecată. Deci, acea, asta înseamnă un stat de drept, asta înseamnă justiție. Trebuie să respectăm drepturile tuturor în activitatea noastră de investigație. Deci, noi nu putem încălca orice vrem noi pentru că vrem să ajungă persoana cu tare la închisoare. Deci, nu, trebuie să respectăm legea și să acumulăm probe. Chiar dacă, deci, în, în, în Moldova e un pic altfel, dar în Statele Unite. Deci eu am avut cazuri unde pentru că sistemul de jurați și judecători e un pic diferit, da? Deci erau cazuri unde noi obțineam careva probă foarte, deci asta arata că e vinovat 100%, dar dacă judecătorul avea opinia că proba asta anume, deci uh, e prea uh, deci o să fie prea emoțională pentru jurați ne putea, deci, să nu ne permite să folosim proba. Și deci, eu, ca procuror, eram foarte frustrată de multe ori, pentru că noi, ca procurori, știam, deci, despre proba cu tare și nu aveam voie să le spunem juraților despre asta. Dar eu, până la urmă, deci, respect foarte mult principiile care există și eu înțeleg de ce, până la urmă, un judecător poate vedea o probă, eu ca procuror pot vedea o probă să ajung la careva concluzie, dar dacă ai prezenta așa o probă și aici, de exemplu, mă refer la o fotografie, deci am avut un caz unde niște polițiști au bătut foarte uh, grav un om care era cu mâinile în spate uh, legate în cătușă și după asta au falsificat raportul și a spus că el, de fapt, a pornit tot. Și deci noi aveam poze, deci cum arăta victima, cu singe, cu, deci, și am considerat corect să arătăm așa poză juraților ca să demonstrăm că, de fapt, el a fost victima și nu invers. Dar judecătorul nu ne-a lăsat să arătăm poza. Și eu, în așa caz, deci, înțeleg, deci, până la urmă, totuși trebuie să respectăm legea și proba. Și, deci, dacă, ca rezultat, noi nu puteam condamna persoana, câteodată este rezultatul și câteodată, ca procuror, nu-ți place rezultatul, dar, până la urmă, pentru mine, e important să respectăm legea și drepturile tuturor și deci eu cred că de asta am ajuns în funcția în care sunt acum, pentru că întotdeauna m-am condus după aceste principii, întotdeauna le-am respectat și o să continu să respect, chiar dacă deci, indiferent în ce țară mă aflu, în ce a, sistem, cu ce colegi. Deci eu știu că întotdeauna o să respect aceste principii pe care am fost educată și care le-am respectat în întreaga carieră. Suntem aproape de final și am câteva curiozități aici scurte într-un interviu pentru Newsmaker. Ați declarat că sunteți feministă. Ce înseamnă această noțiune pentru dumneavoastră? Că la noi e cam denaturată. Da, bună întrebare, ce înseamnă. Pentru mine înseamnă, deci eu sunt o persoană care aș vrea să văd mai multe femei în funcții uh, cheie în societatea noastră, deci eu uh, deci vreau să încurajez așa lucruri, deci vreau ca femeile să fie bine reprezentate uh, în mai multe domenii, să avem același drepturi și uh, oportunități cum au și bărbații în societatea noastră. Deci în Republica eu, Moldova, femeile și bărbații au aceleași drepturi și oportunități, cum credeți? Nu, cred că deci eu cred că întotdeauna, deci noi ca deci femeile uh, sunt cred că cum pas uh, în urmă, dar totodată, cum am menționat și în uh, interviul la Newspaker, eu cred că faptul că avem femei care au ajuns în funcție destul de importante în Republica noastră, demonstrează că deci, asta e un lucru bun pentru societatea noastră, dar avem și alte lucruri unde ne-am deci, am putea deci, fi și mai, mai buni la capitolul deci, de a avea egalitate între, între gen. Faceți parte dintr-o echipă unde sunt mai mulți bărbați? Aveți nu știu dacă eu... e... Deci, Procurori? Sunt mai mulți bărbați, nu? În procuratorul de corupție nu am senzația că sunt mai mulți bărbați decât femei. Să, păi eu cred că sunt aproximativ jumate jumate. Asta e foarte frumos, pentru că la un moment dat era un raport nu foarte echilibrat, dar aveți mulți subalterne bărbați. Cât de ușor v-au acceptat? Sau cât de ușor bărbații procurori acceptă o șefă femeie? N-am simțit careva diferență între cum acceptă subalterne din perspectiva bărbat-femeie. Pentru mine, înainte de a veni aici, uh, lucrul care deci, nu știam cum o să fie, e mai mult uh, deci, experiența și vârsta. Da? Deci, Eu uh, am experiența de 12 ani de activitate, dar sunt șefa a unor procurori care au activat de 20 ceva de ani în procuratură. Și asta pentru mine e un pic mai uh, mai, poate, dificil decât nu m-am gândit niciodată că, uite, bărbații o să mă accepte sau femeile nu. Și mai asta. sunt din ăștia care vin și spun că tu nu prea știi cum funcționează aici în Moldova, ascultă-mă pe mine. Eu am 25 da. de ani. Nu 25 de ani, dar am primit de multe ori. Foarte multe persoane îmi spun mie că eu nu înțeleg contextul din Moldova, eu nu știu specificul din de Moldova, deci asta am auzit de la multe persoane. Și care e răspunsul? Da, eu uh, recunosc că sunt unele subtilități care poate nu le cunosc. Uh, de asta deci încerc să mă informez de la persoane care au activat aici de mulți ani de zile, dar faptul că eu nu cunosc contextul din Moldova pentru că n-am trăit aici, asta, de fapt, pentru mine e și un avantaj, pentru că eu aduc o perspectivă nouă din afară, n-am legături uh, sau careva loialități la. Sistemul care există, la persoanele care există, eu cred că eu pot să-mi permit să critic acest sistem cu mult mai mult pentru că vin din afară. Deci, nu mă simt că critic, uh, un fel de autocritic față de instituția în care am activat și eu. Deci, din punct de vedere, da, eu nu cunosc contextul din Moldova, dar totodată asta e un avantaj din punctul meu de vedere. Vă este frică că la un moment dat ați putea fi trădată de cineva din preajmă? Și aici mă ofer la echipă. Da. Ce faceți pentru ca să preveniți o asemenea situație? Eu cred că e aproape imposibil, deci nu, nu cred că pot controla așa ceva, pentru că până la urmă trebuie să am încredere în persoanele de împrejurul meu, pentru că eu cred că dacă aș acționa fără încredere, deci să nu am încredere în nimeni, nu cred că aș putea avansa foarte departe, pentru că până la urmă eu singură, Uh, nu pot uh, reuși. Deci trebuie să lucrăm în echipă, trebuie să mă pot baza pe, deci, pe, încredere. Clar că încerc să fiu atentă, încerc să fiu foarte conștientă despre ce spun față de unele persoane, încerc să țin minte cam dacă s-a scurs careva informație cu cine am vorbit eu pe această temă. Deci e destul de dificil să lucrez în aceste circunstanțe și Dar există și, da, clar că mă gândesc la la ideea că e posibil o persoană în care eu am încredere azi să cumva să, să fac ceva în, în viitor care deci să, să afecteze uh, imaginea mea, activitatea mea, dar uh, încerc uh, deci să, să manevrez aceste uh, circunstanțe destul de dificile și, până la urmă, eu totuși simt că am uh, o echipă de procurori, consultanți, ofițeri, cu care avem o conlucrare foarte bună, cu care deci, am avut succese pe anumite dosare um, și cu care eu pot, deci, pot să văd cum am lucrat împreună mai departe în următorii patru ani. Deci simțiți susținere din partea colegilor, mai mult decât pericol? Da, deci eu aș spune că în mare parte deci, interacțiunile mele sunt pozitive. Știu că, deci, din păcate a fost cursă uh, o ședință care a avut un ton foarte, foarte negativ. Cred că a fost cea mai dură ședință care am avut eu cu procurorii. Uh, de multe ori eu am discursuri pozitive, deci eu fiecare ședință care o încep... Încep cu succesele din săptămâna precedentă, unde rog procurorii care au avut careva uh, acțiuni de rezonanță, să spună cine a contribuit din echipă la aceste eforturi, și să, deci să fim cu toții, uh, deci să înțelegem și să apreciem uh, munca care o depun. Deci eu, în general, sunt o persoană uh, pozitivă și optimistă. Deci Poate într-o zi mă re registra când, când spun niște cuvinte frumoase să le scurgă și pe cele. Cred că nu, dar în general, deci am o relație bună cu colectivul pe care l-am. Deci sunt foarte mândră de munca pe care o, o depun. Recent am fost uh, la o conferință la Viena, unde am prezentat uh, pe cazul fraudă bancară și dromat și deci omologii noștri din alte țări sunt foarte impresionați de lucrul pe care l-au făcut procurorii din Moldova pe aceste cazuri. Uh, deci uh, chiar uh, deci sunt mândră de colectivul uh, nostru, uh, chiar dacă avem careva deci probleme pe care încă trebuie să le soluționăm. Care este comunicarea sau relația Procuraturii Anticorupție cu Centrul Național Anticorupție? Lucrăm, deci, fiecare zi lucrăm pe cazuri împreună. Deci, conlucrarea e una deci, unde interacționăm foarte des. Procuror, Există o concurență? Nu știu dacă aș spune concurență, pentru că, până la urmă, lucrăm pe celeși cazuri. Da? Deci, ei nu pot lucra fără noi și noi nu putem lucra fără ei. Deci, un dosar care are deci, o activitatea de ofițer și procuror, deci nu, pot, nu, poate exista fără ambele părți. Și deci lucrăm la foarte multe dosare împreună, peste, peste 500, cred că nu. Ideea că aceste instituții să fie rezolvate și să fie creată o nouă instituție, cum mi se pare? Eu asta, deci despre asta vorbesc și propun, din punctul meu de vedere, asta ar fi cel mai simplu, pentru că prin așa o lichidare și deci crearea o nouă instituție ai putea și scăpa de careva persoane toxice mai repede din punctul meu de vedere și deci asta aș considera opțiunea optimală. Uh, dar sunt și alte opțiuni care sunt discutate. Înțeleg că dintr-un punct de vedere uh, deja s-au luat careva decizii uh, pe această temă și cred că nu o să fie lichidate aceste două instituții. Uh, deci vom vedea până la urmă cam care, uh, cum o să lucrăm mai departe. Ce spun părinții? Uh, nu vă cheamă înapoi în Statele Unite? Da, mă cheamă înapoi în sat. Le este greu să vadă atacurile astea? Da, cred că în ultimul timp, ultimele săptămâni au fost destul de dificile uh, pentru ei să, să le vadă de la distanță, mai ales uh, mai ales tatăl meu, eu cred că pentru dânsul, pe dânsul l-a afectat uh, foarte mult. Deci ei pe bună pe bune, vorbiți la, la telefon și ei spun vino acasă că acolo e bătaie de joc? Câteodată da. Ei nu se așteptau că e așa ceva? Da, nu cred că ne așteptam nici eu, nici ei, nu ne așteptam chiar la așa, deci, nu știu, de nivel de, de, de atacuri și, nu știu, metode. Mi se pare rezonabil ceea ce spun ei, pentru că vii de la o viață din Statele Unite, unde tot cumva funcționează normal, da, sunt cazuri mult mai mari și probabil situații mult mai grave, dar cel puțin nu există, nu știu, lovitură pe la spate și chestii din astea cum se întâmplă aici în Republica Moldova. Dar așa, o persoană venită din străinătate, care anumite lucruri probabil nu le înțelege din start, s-a pomenit în, într-o cușcă cu lupi. Da, dar cumva, nu știu, eu în viața mea întotdeauna am vrut să am o viață extraordinară, nu una ordinară. Pentru mine cel mai trist lucru ar fi dacă aș ajunge eu să fiu bătrână și să mă gândesc că, nu știu ce am făcut eu în viața asta, a fost una simplă. Deci, nu, eu nu vreau asta. Eu vreau să am o experiență extraordinară. Și până acum am reușit să fac asta pentru că chiar și viața de a trăi în așa de multe țări și alte lucruri, întotdeauna am. Deci, eu am, am reușit să, să să fac acest lucru. Și pentru mine, munca care o depun acum, lucru, rolul pe care îl am eu acum, e o oportunitate extraordinară. Și deci, eu n-aș schimba și nu mă dau. Deci nu mă dau, deci nu, nu scată să mă predau, chiar dacă presiunea e foarte, foarte mare. Deci așa că eu le spun părinților că nu am, nu am de gând să vin, să vin înapoi încă, încă de grabă. Aveți ambiții politice? Absolut nu. De când sunteți procuror șef la Procuratura Anticorupție? A încercat cineva să vă dea Nu. Cum ați reacționat dacă cineva ar încerca să vă dea <laughs> cred că aș râde, pentru că deci, asta ar fi <laughs> Acum a de să-i ofer Minte procur procurorului șef Anticorupție nu, nu Eu cred, cred că... că la noi asemenea experiențe Au fost și sunt oameni care au Tupeu și că altfel ar fi Funcționat lucrurile mult mai bine Până... Dar eu cred că aș. Deci, reacția mea ar fi că persoana glumește, pentru că chiar nu, nu pot să-mi închipui. <laughs> Ce-ați face dacă ați afla că o rudă sau un membru al familiei noastre a dat mită pentru a scăpa de o pedeapsă? Asta ar fi dificil. Uh, clar că n-aș fi eu persoana care uh, reprezintă. Uh, deci, ar, așa, ar fi un conflict de interes și, deci, n-aș fi eu persoana care trebuie să rezolve așa un caz. Dar, până la urmă, deci eu deci, sunt o persoană de principii care crede că noi toți avem obligația să respectăm legea. Și deci, inclusiv, dacă și-o rudă sau o cunoștință apropiată ar încălca legea, pentru mine, până la urmă, toți trebuie să fie trași la răspundere pentru așa ceva. Cât de mult contează banii pentru dumneavoastră? Nu contează foarte mult. Deci eu, cumva, când aveam, nu știu, o vârstă destul de tânără, am decis pentru mine singură că banii nu sunt așa de importanți. Și eu cred că... Da, Dacă este... ai Exact, da. Eu cred că. Deci, am vrut să spun că eu am ajuns la așa o concluzie, doar pentru că am fost o persoană destul de prefilciată, Deci, unde am avut o viață unde nu aveam. Deci, am ajuns la. când, când eram eu adult, deci să nu se-mi trebuiască bani pentru, nu știu, o procedură medicală sau mâncare sau ceva care îmi lipsea. Am avut o experiență în viața mea, când în tinerețe. Uh, când am avut și o oportunitate să văd cum trăiesc oamenii care sunt foarte, foarte, foarte bogați. Deci am avut un prieten, uh, deci am avut o relație cu, cu o persoană care venea dintr-o uh, familie extrem de bogată, unde și eu am fost în avion privat uh, zburat cu, cu familia lui. Dar pentru mine am decis că nu e asta scopul vieții, pentru că până la urmă nu deci pentru mine nu mi au dat mie foarte multă satisfac satisfacție uh, în viața mea să ai așa experiențe luxoase. Deci, până la urmă, pentru mine contează mai mult să știu că am făcut ceva care a afectat într-un mod pozitiv viața altor persoane. Deci, cumva eu sunt Deci, asta mi aduce mie mai mult fericire, decât ideea că pot câștiga bani foarte, foarte mulți. În prezent, dacă ai mulți bani în Republica Moldova, poți scăpa de. Pedeapsa. Din păcate, da. Asta sună atât de trist când zici uh, un procuror șef de la Procuratura Anticorupție. Eu sper că nu toți, da? Deci, eu nu cred că, nu putem spune că orice persoană poate scăpa, dar se întâmplă foarte des, chiar și în ziua de azi, uh, când deci avem decizii pe dosare care nu au sens dacă nu au fost pățiți bani. Deci, asta e concluzia mea ca procuror șef anticorupție. Deci sunt decizii în ziua de azi de achitare uh, a persoanelor unde sunt probe evidente de a scoate pe cineva din arest uh, sau alte chestii, deci unde altă explicație nu este decât s-a plătit o sumă mare de bani. Și nimeni nu poate demonstra nimic. Ba da, deci noi investigăm așa lucruri, avem unele care sunt documentate, unde o să reușim să le trimitem în judicata, dar se întâmplă în ziua de azi. Unde vă simțiți acasă? la moment, în apartamentul în care trăiesc. Deci m-am făcut acolo deci, locul meu, mi-mi place foarte mult să-mi aranjez și să decorații, deci mă simt, că, când ajung, chiar mă simt acasă. Republica Moldova sau Statele Unite? Hmm, bună întrebare. La, nu, eu cred că aici, la moment, chiar, chiar mă simt, m-am, deci, adaptat destul de repede să mă gândesc că asta e, de fapt, unde mă, e casa, mă, deci locul meu de, de locuit la moment. Eu mi-am schimbat orașele de multe ori în viața mea, așa că destul de repede m-am adaptat. Ai, care este cel mai mare regret? Eu nu prea am regreturi în viață, pentru că asta e atitudinea care eu cumva o selectez, da? Deci eu nu stau să mă gândesc mai bine ar fi fost să fi făcut altceva. Eu întotdeauna încerc să optimizez, deci situația în care mă aflu. Și nu cred că pot. Deci chiar îmi vine greu să mă gândesc la un lucru care îl regret. Uh, cel mai... Uh... Mult ce-ți place în Republica Moldova? Mâncarea. Foarte mult îmi place mâncarea din Moldova. Asta au rămas întotdeauna. comparăm cu Statele Unite, da, deci aici la noi mâncarea chiar e superbă. Cel puțin acolo mi s-a părut că un pic altfel se alimentează. Dar în comparație cu Republica Moldova, ce îți place cel mai mult în Statele Unite? Ce-ți lipsește de acolo? Sushi cel mai tare. Noi avem sushi bune, apropo. <gânt> Nu ca în Los Angeles, acolo, deci noi eram cu asta de vest, cultura japoneză foarte deci erau foarte multe restaurante chiar japoneze, deci mi dor de, de sushi, de deci, aia, din, din, Little Tokyo, deci zona în Los Acolo Angeles. în Los Angeles este și uh, burger, am uitat cum se numește, reprezentativ zonei, superb. So In and out? Yes. Da. Oh, yes. <laughs> Da, da l-am gustat și sper, deci da, acolo specific, bun. carnea foarte proaspătă, e mult mai bun decât la McDonald's și, și tot așa. Da. Iată, de asta mi-i dor, uh -huh. doar că eu am mâncat de două ori. Îmi <laughs> cineva care a stat acolo mai mult timp îi duce lipsa. Și uh, ce contează cu adevărat în viață? Uh, relațiile cu alte persoane.